Ședințe, am avut, au fost cauze obiective, a trebuit să merg să fac câteva curse la Iași pentru fonduri europene, pentru semnarea contractului, pentru burdul excavator, care urmează să se facă actele de achiziție. Pot să vă anunț că s-a semnat contractul de începere a asfaltărilor. Așteptăm acum numai avizul AFIR de la Iași și o să înceapă asfaltările. Aș vrea înainte de ședință să vă spun, să vă urez sărbători fericite, un Paște fericit dumneavoastră și tuturor cetățenilor comunei Uituz din țară și din străinătate. Să ne dea Dumnezeu sănătate și să putem duce la îndeplinire toate activitățile. După toate cele spuse, aș mai avea o rugăminte. Aș vrea puțin consilierii, dacă tot le place să scrie pe Facebook, ar fi bine să scrie și lucruri mult mai interesante decât să facă campanie electorală, să anunțe populația, să nu mai arunce gunoaie pe unde apucă și pe unde nu apucă. Și ieri ne-am dus să adunăm crengi, se uitau. Ei au obligație prin lege să-și facă curățenie în fața caselor, șanțurilor și peste tot. Credeți-mă că atâtea gunoaie sunt. Ieri am curățit gunoaiele. Ar trebui puțin să vă implicați mai mult, să atenționăm. Am început să dăm și amenzi. Am dat 1000 de lei amendă, că a venit cineva, n-a înțeles că rumegușul și vegetalele nu se iau la ăsta, la gunoaie. Și le-au adus în fața primărie. Am văzut pe camera de la vedere, i-am dat la de două ori aduri, de două ori am dat ăsta. Așa a considerat. Cine i-a dat omul? La unul Lucaciu. Dar foarte mult, vă spun, pe Dig Nou, au aruncat gunoaie, păcat de digul ăla frumos. Noi încercăm să facem drumuri, vă spun, rumeguș peste tot, pe tot teritoriul comune. Asta ar trebui puțin să-i atenționăm, să ne zbatem, dar ei nu înțeleg, adunarea gunoaielor respective ne costă bani și tot banii contribuabului este ca să mergem să adunăm toate gunoaiele. Asta ar trebui, că ei spune să vină primăria. Primăria funcționează din taxe și impozite. Dacă nu, ei nu înțeleg și noi nu le spunem, treaba asta, degeaba ne luptăm cu morile de vânt. Eu oricum
sper să-și facă poliția activitatea și când o să vină și garda, că s-a anunțat garda de mediu, ea nu glume. Știți prea bine că am plătit 15.000 de lei amendă și când a venit curtea de conturi, a trebuit să o plătesc eu. Am plătit din banii primăriei și nu-i joacă. Domnul primar știe că s-a judecat cu garda de mediu. Ar trebui să înțeleagă cetățenii, dar ar trebui să li se pe Hățman, tot râul Hățmanului plin cu mizerie. Am decolmatat, pierdem din bani, în loc să facem drumuri și alte treburi, strângem bunoaie. În al doilea rând, le dăm apă, nu știu să le spuneți că avem un serviciu apă canal. Ăsta este serviciu separat de primărie și serviciul ca să funcționeze, ei trebuie să plătească apa. Avem cea mai ieftină apă de peste tot. Și acum ați văzut și în rectificarea, în aprobarea bugetului, am pus pentru dezvoltare 150.000 de lei să putem pune o stație de filtrare automată și de clorinare. Că în felul ăsta putem, că nu-i considerată construcție, e considerată un container care se poate pune oriunde și atunci, până o să rezolvăm cu teritoriul de la... Avem șanse să rezolvăm cu izvoarele și cu bazinele. Am avut o discuție și sper să o rezolvăm. Și pentru a avea o siguranță, unde pe timpul domnului nostru s-a mai cumpărat un teren, acum este cine a dispus și v-aș cere permisiunea dacă am putea să aducem un expert evaluator, să vedem terenul respectiv cât ar costa și pe aceea să ducem tratative cu omul dacă poate ni-l vinde la prețul care e evaluatorul, că noi nu putem da cât vrea cetățenii. Ca să fim siguri că dacă dezvoltăm apa canalul, avem și resursa de apă. Deci, asta a fost un spre pentru viitor. Dar ca să... Tot în zona acolo? Deci, unde a fost, exact unde a fost făcut studiul geologic. Da. Și sper că cu timpul și domnul profesor Butucaru să înțeleagă și poate ne vinde și el. Sau îi dăm în alt loc, că facem un schimb. Asta ca să o avem așa în viitor, că am observat vara, nu ajunge apa și chiar apa o să fie o problemă mondială. Și să o gândim cumva. Deci restul, vă mulțumesc că avut amabilitatea să mă ascultați și domnul președinte. Atunci să începem ședința. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018 și a situațiilor financiare a UAT Comuna Oitului de Subac. Domnul, aviz favorabil. Dacă sunt discuții? O scrie rog. Asta e tehnic, s-a făcut treaba pe lumea, avem contat de bun. E aprobarea contului de încheiere exercițiului, nu prea are nevoie de supune la cine să fie. Asta e. Reșinat cu 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2019 al serviciului apă și canal. Dacă sunt discuții. Asta era cuvânt. Domnul Dorel. Cu serviciul apă canal a fost, va fi o problemă în continuare, așa cum da, am început să dea ceva bani, ce se întâmplă, să nu intre în penalizări, pot puțin să vă spun, să nu intre în penalizări, au făcut din nou din împrumutul care a fost aprobat, ei și-au dat datoria și au luat iar înapoi ceva, niște bani. Dacă să miști, bine, dacă începe să miști. Oricum a început să se miște și cu vitaja care ne-o dă părintele iar în contract, facem, prețul e mic, e mai scump tractorul, dar
cel puțin am reușit să servim oamenii din comun. Asta e un lucru mare. Domnul primar, dar așa cum am văzut, cum e prevăzut și în buget, am văzut o sumă, deci trebuie să împrumutăm ea. Păi nu, că nu mai putem să-i împrumut, nu mai. Numai banii aia care i-am dat, îi rulăm până își plătește. Ei și-au plătit ceva. Până normal trebuie să-mi dea bani înapoi. Dar au dat bani, iarăși din banii au cerut înapoi ca să aibă. Și când, da. Că știți, la consumul de apă, nu vine așa... Sună cum ar fi subvenționat. Da. La momentul actual, da. Dar alt bani nu se mai poate da de către primărie. Dacă, am înțeles. Dacă nu se descurcă, intră în faliment și suntem nevoiți să o închidem. Noi ce putem face, numai modernizarea, de aia am pus 150.000 pentru modernizare. Este și o informare, dar probabil că discutăm când ajungem la ea. Da, când ajungem la ea. Dacă mai sunt discuții, spunem la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale a unor taxe speciale la nivelul Comunei Plus pentru anul 2020. Domnul. Domnul primar, de ce e așa urgență? Vă spuneam. După aceea, domnul. Am citit legislația și, într-adevăr, inițial am crezut și eu de ce este așa mare graba. Există termen până la 30 aprilie să se indexeze conform rate de inflație. Problema se pune că această rată a inflației este datorată politicilor fiscale de pe plan național. Deci asta nu ține de noi, ci de guvernare. Din păcate, vrem, nu vrem, această majorare se va produce pentru că este prin lege. E 4,63, parcă am văzut rată inflație, ceea ce este mult. Și creșterile aproape la toate capitolele sunt. De la 1 leu până la, să duce 50 de lei pe alte puncte pe capitol. Domnul Dorel? Nu, am... Am vrut să știu de ce e așa urgent. Și având în vedere că s-au indexat, am zis să nu facem două lucruri, să le aprobăm și pe celelalte care Da. Din cauza inflației s-a dat și o lege acum. Noi suntem în întârziere cu PNDL-ul, cu dispensarul. S-a scos la licitație, dar noi l-am scos la licitație cu studiul de fezabilitate vechi. N-au mai venit niciunul, n-a mai vrut, pentru că sunt sumele prea mici. Nu poate să termine. Și acum suntem nevoiți, și legea îți permite, să rectifice, să duci din nou și să-l reactualizeze. Și acum ar trebui să dăm toate, și grădinițele, și dispensarul, să dăm, să facă, să reactualizeze studiile de fezabilitate, deoarece constructorii, prin lege, i s-a ridicat, are un salariu minim de 3.000 și ceva, și față de... și nu mai corespund. Ca să poată să vină oameni la licitație, trebuie să rectificăm, e legal, este, dar asta ne-a dus la întârzierea să dăm drumul la dispensar și cele două grădinițe. Și oricum sper să le dăm, că acum am, dacă bugetul, de aia ne-am grăbit de multe ori și poate și cu bugetul, era legal, dar noi am pus acolo, era la limită. Nu era. N-are rost să vă spun și Bogdăneștiul la Comune. Dar nu mă interesează alte comune. Abia astăzi este termenul legal de a se spune aprobările. Da. Dacă vreți, facem pe calendar, s-o cotim. E ca acum, dar mult tot le-a făcut că sunt blocați. Ca să scoatem blocarea, practic era un risc mai din partea mea. Dar nu se făcea, nu se făcea absolut nimic în plus sau în asta e. Dar cam asta este, o să mai întârzi cu PNDL-ul. Dar sper să-i dăm drumul până în toamnă să nu pierdem bani.
Că și dacă începeam să ridicăm și să le ridicăm și după aceea rămâneam la jumătate, iară nu era bine cu sumele vechi. Indexarea taxelor cu rata inflației s-a făcut, deci nu e o noutate, s-a făcut în fiecare an. Tot timpul s-a ținut cont de acest lucru. Nu ar fi o noutate acum pentru. Dacă nu mai sunt discuții, spune la voi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri și lui Bogdan? Da. Ca justificare, un boicot față de politicii de pe stradă, da? Ca să nu am discuții. Nu puteți scapa aici? Trecem la următoarea legislatură. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de sanitizare pentru utilizatorii non-casnici la nivelul comunei Oitu, județul Bacău. Domnul zice? Aviz favorabil, dar cu niște amendamente acum o să venim. S-a mai studiat proiectul și unii au trebuit modificate în articolul. S-a venit colega care a întâlnit. Mariana și... De situațiile care vor apărea, gândindu-se la o analiză a tuturor societăților operează comune și am propus completarea unor articole. De exemplu, la proiectul Rașala propune, la articolul K, era 10 lei pe lună. Cine, ce agenți sunt acolo? Proiectul K. Ce Deci, 5 lei lună plus 3 lei de cazare lună pentru utilizatorii non-cazici ce prestează în mod exclusiv servicii de cazare. Pensiunile, motelul, hotelului, deci 5 lei o să plătească de angajat plus 3 lei de parte. Până acum era 10 lei. Da. Și se pot ca mult 10 lei de parte. Deci, ești la K. Pe ori au, ori nu au. După aceea mai vine în plus. Avem până la el O acum. Tariful stabilit la punctele C, G, la care se agau 3 lei, loc cazare, nu avem lucruri de utilizatori, ce prestează servicii de cazare, pensiuni, motelul, concomitent cu alte activități. Convenția alimentară, ce am spus eu, deci va plăti 5 lei de angajat, plus 3 lei de parte. Și la, noi ne-am trecut la o coale silvice, să plătească și ei cu noi. Și am trecut 50 de lei pentru o coale silvice. Pe instituții sau? Pe instituții. Indiferent de numărul de angajat. Că nu erau trecut. Așa. Acum mai avem un articol 5. Articol 4. Nu datorează taxe de sanitizare societățile care au sediuri, puncturi de lucru și care se află în una din următoare situații. Avem unii societăți care nu trebuie să plătească cu ei. A. Au sediuri, punct de lucru înființat dar nu au activitate economică. Dar nu e comună. Să depună declarație. Aia o să ajungi la regulament. B. Clădirea pe care o deține în proprietate este declarată rezidențială. C. Dețin în proprietate, chirie, concesiune, comodat, doar terenuri și nu desfășoară niciun fel de activitate pe raza OAT produs. Deci sunt terenuri care sunt cumpărate din afara societăți și nu prestează nimic. Nu poți să bani. D. Au sediu pe raza OAT-ului 2, dar activitatea unui sășoară pe raza altei unități teritoriale administrative. Sunt societăți care are la noi societatea, dar prestează la Bogdănești, nu poți să iei bani. Punctul de lucru în altă parte. Da. E. Dețin instalații tehnice, relei, rețele electrice, instalații gaz, metan, instalații de telecomunicații. Deci cum sunt cei cu relei, cu telecomunicații, instalații de gaz, nu poți să iei bani. Pentru G. F. Societățile care figurează cu debite restante, dar nu mai figurează cu bunuri imobile de tipul clădirilor și nu mai au activitate economică pe raza OAT Oituți. G. Societățile care figurează cu bunuri imobile de tipul clădirilor, dar care în realitate nu mai există, pentru că nu dețin documente de desfințare a imobilului și nu au niciun fel de activitate. H. Utilizatorii non-cazici de tipul bancomatelor. Cum avem noi bancomatele astea aici, nu poți să-i pui să plătească bunăi. Asta e la articolul 4. Acum la regulament, nu? Da.
Dacă ați văzut la regulamentare, am avut 10 articole, am mai apărut pe 1, am 15. În situațiile în care nu se datorează taxa de salubrizare conform articolului 4 din HCR, administratorul societății are obligația de depunere cu documentul justificativ. A. Documentul de suspendare a activității emise de Oficiul Registrului Comerțului, declarația de inactivitate depusă la ANAF sau orice alte documente emise și sau avizate de organele competente care atestă situația de fapt. B. Copie după declarația anuală de înregistrată la OAT, voidâți de la declarație privind stabilitate pe clădire în scop rezidențial. C. Declarație pe propriile răspundere, ce nu desfășoară niciun fel de activitate pe raza comunului dus și documente justificative care să ateste că activitatea pe care este autorizată sau o desfășoară este pe teritoriul alte unități teritoriale administrative, decât unde se află terenul, bilanț, balanță, autorizație de funcționare, contract de închiriere, contract de comodare. D. Declarații pe propriile răspunde că nu desfășoară niciun fel de activitate pe raza comunei OIDUS, documente justificative care să demonstreze că activitatea pe care acesta este autorizată, se desfășoară pe raza alte unități administrative teritoriale, decât ce a declarat oficial, paranteză, bilanț, balanță, autorizație, funcționare, contract de închiriere, contract de comandat. H. Declarații pe propriile răspunde că imobilul nu există în realitate, în care să se specifice motivul pentru care nu deține documente de distribuțare a imobilului. Atât. La regulament. Trebuie să facem remarca că suma este mult mai mică comparativ cu ce a fost până acum. Se plăteau 160-170 de lei pe tonă, acum e mai bine de jumătate. Încercăm anul ăsta să mergem așa, dacă ne acoperim la anul. Ce aș vrea să studieze doamna Mariana până data viitoare, ca să nu le grăbim acum, noi scutim anumite firme care au sediul la noi, dar punct de lucru pe alte OAT-uri, dar pe de altă parte sunt agenți economici care au sediu în alt OAT, dar au punct de lucru la noi. Ar trebui un pic vorbit, dacă și alte primării sau la nivel de județ, de țară, aplică acest proiect de hotărâre, pentru că în cazul acesta ei vor veni la noi, generează resturi. Taxa se instituie pentru beneficiarii non-casnici care nu au sediu sau punctul de recuperare a comunei dus, dar desfășoară activitatea. Și care au punct de lucru aici noi dus, vin și scoată autorizații. Și atunci îi avem la mână. Bun. Atât. Trece la articolul 13. Avem la articolul 1, litera H, avem trecut aici 10 lei pe parte lună cămine de bătrâni. S-a modificat. Nu, pentru pensiuni. Nu, e pentru pensiuni, nu. Nu, 10 lei pentru cămin, da, așa este, de fapt. Păi, bun, deci nu s-a luat în considerare prețul care plătești orice cum da, comun la uitus pentru salubrizare. Dar luați în considerare cât gunoi este acolo, dacă vreau să... Dar orice cetățean are, plătește 6, 72 sau 82 cât este, și aici văd per pat 10 lei, mi se pare o sumă mare. Nu trebuie să pare nicio sumă mare, gândiți-vă că acolo la așezământul de bătrâni, sunt în afară de bunarii care se produc normal la fiecare gospodărie, sunt și temperatura. Dar e o problemă mare, dumneavoastră, știți că plătesc la ora actuală, e dânsii. 2.500-3.000 de lei. Și acum gândiți-vă că o să plătească 1.000 de lei. Dar 104 cu 10 lei, 1.000 de lei. Dacă ar fi așa, ar trebui să fie toți la prețul de persoană fizică și angajați care sunt angajați. Generează o tonă, două tone de gunoi pe săptămână. Dacă am plătit la numărul de persoane de acolo, ea e ruscat. Dacă am plătit persoane, ce-am face cu 15 de persoane? Că s-o știi persoane, vine 7 lei de persoane fizică. Ceea ce nu e ok. Este entitate juridică. Juridic degenerează, dar degenerează foarte mult cu noi. Mă rog. Și iată, în acest proiect, rămâne ideea mea că le facem un serviciu firme de salubrizare. Când, dacă firma ea se ocupă, bănuiesc ei ar trebui să ducă la societăți să încheie contractul. Dar dacă nu e un proiect de hotărâri... Noi am aprobat lucrul ăsta, s-a aprobat și actul adițional. Dar trebuie să existe și o hotărâri. Cred că e bine așa. E o sumă mai mică, nu? La nivel de țară, la nivel de județ a aprobat treaba asta și așa. Și așa e încă problemă. Să vedem cum ne acoperim anul ăsta, că ideea au pus pentru anul viitor o sumă, s-o mai rotunjim. Și gândiți-vă, domnul Apostol, că două luni de zile, februarie, martie și aprilie, societățile nu
N-au plătit? De ce n-au plătit? Adică n-am avut contract și noi n-am avut contract. Nu poți să le iei la bani, cu toate că gunoiul li s-a luat. Gunoiul s-a luat. Tone, persoană, e greu de realizat. Care, acest gunoi l-a plătit comuna. Poate comuna. Nu cetățenii, adică, care s-a luat de la societăți. Eu am vrut să spun, ceea ce cuprinde acest proiect, așa, cu aceste sume, putea să-l facă firma care ridică, care ia bani. Asta am spus. Înainte, asta adică, niște consider că noi le facem un serviciu firmei sanitare prin acel. Ei oricum fac contract, pentru că ei trebuie să justifice la sanitate, mi se pare că de cere să aibă contract. Deci noi, ei oricum fac contractul. Domnul, firma de sanitare, de acum vorbește cu AT, o-i spus. Nu prea mi-e doare capul. Exact. Și domnul, mai bine ar fi da, să facem toată lumea cu ce cu transportatorul și nu ne-ar durea capul, noi n-am muncit. Așa ar fi legal, așa ar fi este, corect, domnul. Așa e în Brașov, așa e în Covasna, așa în multe județe. Dar dacă la noi s-a făcut o asociație, n-ai cum să o desfințezi. Așa a fost gândită, domnul primar, să facem servicii firme de sanitizare care ridică bani. Azi este o ședință ADIV și ADIS. O ședință ADIS și se pune problema să putem să ne ducem și noi ca un reprezentant, să vedem cum se cântărește, că nu ne dă voie. Cu toate că am pus un reprezentant ca să intre acolo la Ecosud să asiste la cântărire. Nu ne ăsta, încă ne mai fură. Eu pot cu mâna pe inimă să spun că încă ne mai fură, că dacă nu ne-a furat, ne-ar da voie fără să iau hotărâre. Ceea ce am spus noi în ședințe de ani de zile. Da, da. Noi am pus ăsta, azi se votează în Consiliul AGA și după aceea este ședință ce să luna viitoare. Asta înseamnă că e obligat să dea voie să asiste la da. Luna asta, pe 24, suntem invitați pe 24 să vedem ce hotărâre s-a luat. Și eu sper cu timpul să dispară ADIS-ul și să fie exact agentul economic să facă fiecare contract. Și când mai e din contract? Un an și jumătate. Nu cu ADIS-ul, cu Rompresco. Cu Rompresco. Da. Că nu se poate. Cel mai scump, credeți-mă că m-am interesat, e cel mai scump gunoi de peste tot la mine. În Bacău. Și Bacău se chiar luptă, că Bacău a făcut puțin cu altă firmă de care colectează câteva comune din jur și tot cu Soma și tot prețul mare au. Comăneșul, dacă vă uitați, vrea să-și facă firma lui de ăsta, are o datorie fantastică. Acum umblă să-și facă, că el avea o firmă de transport, dar nu era autorizată. Acum ei s-a dat voie, dar încă sunt procese. Și o să se intre în faliment. Două, trei firme au firmă de transport, cum e ăsta, cum îi zice, la Târgu Ocna, Livezile, și Dărmăneștiul are, nu? Dărmăneștiul nu are. Helegiu a avut. Helegiu a avut și Cașul și da, domnul primar, cum s-a construit, da. A luat ființă această societate, dar noi suntem legați de mâini. Sper să se rezolve. L-am jurat pe domnul director, domnule, promiteți că la anul nu mai ridicați prețul? Ați văzut ce răspund mi-a dat? Păi a dat, uite, pentru ce toate în cauza asta nu mai este. Ei vin cu ridică prețul la salubrizare și noi suntem obligați să ridicăm la salubrizare. Ei nu s-au interesat, uite, set-o pentru că a ajuns la asta și nu... l-au schimbat. Acum este cu un interimat. Domnul director, când începe cum veni Rompresco, dar asta sunt ședințe. Și ne-am venit în științare că ei Rompresco ia toți banii prin hotărâri judecătorească. Și la cei cu selectarea nu dau bani și ne-a anunțat că dacă nu rezolvă treaba, ne-a anunțat s-ar putea să oprească din nou colectarea. Dar noi nu-i vina noastră, numai că suntem în societate, noi nu avem datorie. N-a funcționat bine de la început, domnule. N-a funcționat bine. Deci a venit o informare că Ecosudul nu a luat bani de acolo din iunie, de la ADIS. Dacă nu o să iei bani, închide celula. Și Rompresco nu mai are să ducă gunoi și iar ne blocăm. Mai sunt discuții.
Dacă nu mai sunt discuții, atunci se pune la vot cu amendamentul făcut de domnul viceprimar. Cine este pentru? Mă abțin. Deci doar dumneavoastră vă abțineți? Da. Și dumneavoastră vă abțineți? Trebuie să ridicăm? Și eu, postul abține. Da. Trecem la punctul. Proiect de hotărâre privind publicarea din oficiu a contractelor de achiziție publică și de concesiune închiriere pe site-ul primăriei Comunului Județul Bacău. Da, l-am dat aviz. Dacă sunt discuții, două. Este un proiect care se regăsește pentru a doua oară pe ordinea de zi, datorată faptului că domnul Ionel a ridicat problema protejării datelor cu caracter personal. Vreau să vă aduc la cunoștință că în momentul în care a fost scris acest proiect, am luat în considerare și acest aspect, dar nu l-am trecut în proiect, deoarece există trei legi care protejează datele cu caracter personal. Este legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. A doua lege, expres pe această speță, este legea 677, tot din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Conform acestei legi, chiar și noi, ca primărie, avem obligația să avem un cod de operare cu date personale. Primăria are această atribuție, acest cod. Primăria de-abia acum a făcut un contract cu o firmă specializată pentru că s-a întâmplat la nivel de țară s-a întâmplat cu protecția datelor. Sunt niște firme care fac programul și au fost niște cetățeni care au știțat primărie că am să vă fac reclamație că nu aveți protecția datelor. Și uite așa a dat primăria Cluj în judecată că nu avea protecția datelor și a luat o amendă foarte mare. Noi am semnat contractul, de acum firma cu care am semnat contractul își asumă răspunderea și o să implementeze la fiecare hârtie care apare și omul semnează exact ca la bancă, o să fie științat că își dă consimțământul pentru anumite date și așa o să apară fiecare formular. Dar acum e în stadiu de implementare. Contractul e semnat. Ceea ce spun este altceva, pentru că ceea ce ziceți dumneavoastră se ocupă de implementarea GDPR. Regulamentul 679/2016 din Parlamentul European, pe ceea ce ziceți dumneavoastră. Pe ce zic eu, toate entitățile publice, dar toți agenții economici, fie de stat, fie privat, au obligația să aibă un cod de operare. Rog să notați și să aduceți la cunoștință persoane care este responsabilă să se uite pe legea 677 din 2001. Este o instituție la nivel de stat care emite coduri de operare. Să citească legea și să facă demersuri pentru a obține acest cod. Veți vedea că după aceea noi suntem obligați ca primărie să trecem pe adrese că suntem instituție cu cod de operare. Tocmai. Dar nu știu dacă la primărie la noi există așa ceva. Dacă nu, să se facă și acest demers. Iar a treia lege este regulamentul pe care l-am amintit anterior, da? 679/2006, GDPR. Consider că dacă exista această problemă, se putea formula un amendament special. Acum l-am făcut, noi am depus din nou și sper că va fi votat pozitiv. Doamne Petrișor, dumneavoastră puteți oricând să intrați în bază de date, că vi se... Nu mă interesează oricine, pe mine. Oricine a luat și totdeauna toate achizițiile să fac. Pe site să fac, e deschis. Eu ca primar n-am absolut nicio reținere din punctul ăsta de vedere că ar fi ceva ne la locul lui sau ne... La vederea tuturor. Și... E la vedere la tot. Așa am găsit, așa este și acum. Poate. Nu-i secret. Doar nu-i niciun secret. Dacă cineva vrea numai să scrim hârtii,
Păi tocmai asta vreau să evit, pentru că cetățenii pot să ceară și da, angajatul... Cetățenii când au cerut, suntem obligați să ne este mai ușor să se publice pe site și să nu mai pierde angajatul să răspundă la adrese, contractele nu se publică. Deci, să publică site-urile astea, câte persoane au tot? Sunt destul. Sunt. Unii care au unii nu sunt. Domnul Dorel? Da, am studiat proiectul de hotărâre inițiat de colegii noștri. Am citit ce spunea de multe, deși era acolo. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, care stabilește modul de realizare a acestora, procedurile, instrumentele, tehnicile și obligația de a asigura transparența procedurilor de achiziție, atribuirea contractelor prin publicarea anunțurilor de intenție, participarea atribuirii și ale HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție. Îmi pun întrebarea, dacă avem o lege care reglementează aceste achiziții publice, de ce este necesar să intervenim cu hotărârea Consiliului Local? Intenția colegilor ar fi fost bună dacă nu exista această lege. Dar din moment ce există lege care reglementează, noi trebuie să respectăm legea. Nu văd oportunitatea acestei eficiență. De moment ce avem o lege care noi trebuie să o respectăm. Dacă noi inițiem un proiect de hotărâre, proiectul de hotărâre se transformă într-o hotărâre a Consiliului Local. Adică o hotărâre care prevede același lucru care este legea în vigoare. Nu-i văd eficiența. Dacă nu există această lege, era de bun augur hotărârea. Da, mulțumesc. Legea este din 2001, da? Din 2016. Acolo este, dacă cum ați citit dumneavoastră, reglementarea procedurilor. Da. Deci este cu totul altceva. Oh. Și în lege spune, cumva să afișați contractele. Lăsați-mă să-mi duc ideea la capăt și după aceea răspundeți, că v-am dat voie să vorbiți până la capăt. Legea este din 2001. Din 2001 până astăzi nu s-a publicat niciun contract de achiziție publică. Ați fost și dumneavoastră viceprimar o perioadă de... Legea a fost în vigoare. Noi când dăm o hotărâre de Consiliul Local, ea trebuie să fie în conformitate cu legea. Adică tot ceea ce noi hotărâm, dacă mergem pe principiul dumneavoastră, n-ar mai trebui să funcționăm, pentru că scrie deja în lege. Și normal, nu? Legea trebuie respectată. Dar noi adoptăm pe plan local, așa cum ne cere legea. Deci noi nu este nici contrar, nici paralel, este practic activitatea pe care o desfășurăm noi. Ce ne cere legea, noi adoptăm pe plan local. Cum se întâmplă? Sunt directivele europene care se aplică la nivel de țară, la nivel de fiecare stat, după aceea la nivel de Consiliul Județean, la nivel de Consiliul Local. Deci, această lege sau acest proiect este inițiat tocmai în concordanță cu activitatea noastră. Noi respectăm legea și ea a venit ca oportunitate pentru că nu s-a publicat niciodată până acum. Într-adevăr, ce ziceți dumneavoastră și zice și domn primar, procedurile de achiziție sunt transparente. Nu toți oamenii au priceperea să intre pe tot felul de site-uri ale statului și să urmărească aceste proceduri. Noi, dacă adoptăm astăzi acest proiect, se va afișa contractul de achiziție publică pentru prestări, servicii, bunuri și așa mai departe. Se publică pe site, iar omul vede direct ce s-a hotărât la nivel de OAT. Nu stă să urmărească zilnic sau dată la săptămână procedura. Cine a luat, cine a participat, cât s-a dat. Mai mult decât atât, vedem și noi acolo durată, vedem ce obligații are cel care contractează serviciul. Particularitățile serviciului. Exact. Mai departe, în completarea acestui proiect, astăzi împreună cu Bogdan, o să depunem un nou proiect, tot pe partea de transparență. Vrem, prin proiectul pe care o să-l depunem, să se publice pe site etapa, fiecare etapă de implementare a proiectelor de investiții. Dar lumea știe, uite, au trecut 3 ani de mandat, mai avem o lună de zile, două. Și mare lucru nu s-a realizat. Ceea ce vreau să fac este în completarea contractelor, publicarea contractelor. Este fiecare etapă, studiul de fezabilitate, avize, proiectele tehnice, tot ce presupune
de la începerea unui proiect de investiție până la execuție. Da, și se scrie în timp real. Suntem la SF, în curs de elaborare. Mai departe, s-a făcut SF-ul, trebuie aprobarea indicatorilor tehnici, tehnico-economici. E nevoie de avize. Care sunt avizele? Da, omul intră pe site și vede în timp real, domnule, unde ne situăm cu lucrarea la pod Domocoș, da? Pentru că este această problemă. Nu știe nimeni nimic. Nu știe nimeni nimic. Și ne întreabă pe noi, pe fiecare, sau cei care au curajul să ne întrebe, dar foarte mulți nu întreabă și stau și acuză. Și primăria și Consiliul Local și ne luăm bombărnace, nu? Eu n-am spus cum trebuie afișate. Am spus de la bun început, transparența trebuie să fie totală în administrația publică locală. Dar, îmi pun întrebarea, conform legii care este în vigoare, nu era obligația aceste contracte să fie afișate? Era, domnul. Interzice legea așa ceva? Dacă nu sunt cuvinte, domnule președinte, în conformitate cu articolul 49 alineatul 3 din OG 315/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Local, vă rog să propuneți ca votul să se desfășoare prin apel nominal. Dacă doriți, am aici un extras ca să vedeți cum trebuie procedat. Domnule președinte, noi am aprobat un regulament în ianuarie, la început din mandat. Acum am zis, trebuia prins în regulament treaba asta, nu acum. Este scris și în regulament, dacă urmăriți, și este lege. Ceea ce înseamnă că legea... Regulamentul nostru atunci nu este valabil. Legea pe care am dat-o este mai presus de hotărârea Consiliului Local. Dacă nu, putem să scoatem și hotărârea Consiliului Local și sunt convins că este trecută și această prevedere prin de procedură de vot. Domnul Dorel că v-a spus că există o lege. Dumneavoastră acum a zis că trebuie să facem o hotărâre, că e mai presus decât ăsta. Nu, nu am zis așa. Doamna secretar, nu am zis așa. Să se respecte legea achizițiilor publice. Am ajuns la toate, numai la asta am ajuns, în toată lumea. Eu văd cum vorbește lumea. Asta nu înseamnă că nu-mi doresc să afișeze pe site acest. Să afișeze, domnule, tot. Domnul, lumea trebuie să știe. Trebuie să fie transparență totală. Dar mai presus de toate trebuie respectată legea. Site-ul, poate să citească oricine. Dumneavoastră care postați pe ăsta, puteți să spuneți ce ați hotărât. Puteți să întrebați. Podul de la domnul Coș a durat până am făcut studiul de fezabilitate, ăsta studiul geologic. Până nu s-a făcut studiul geologic, nimeni n-a vrut să ia să facă proiectul. A venit unul care a vrut să facă proiectare, execuție, s-a îmbolnăvit, a renunțat. Acum a durat până a luat altcineva și se lucrează la proiectul de la Domocoș, cineva de la Suceava. Face. Acum, când la toate astea ce facem noi acum la prin PNDL, facem din nou îmbunătățirea studiului de fezabilitate, din nou trebuie să facem ședință să aprobăm și după aceea să dăm la proiectare. Vedeți? Toate astea durează. Îl anunț pe om azi, că uite, facem podul și de timp apare altele. Nu că n-am vrea. Așa s-a făcut totdeauna. Durează actele mai mult, 3 ani. Actele până începe lucrarea de 2 luni. Că a început lucrarea și pe părău, pe drumul ăsta la Călcâi și 2 ani jumate a durat hârtie. Cu tot felul de aprobări. Și a început de-abia acum să se facă canalizarea la drumul ăla, la Osoloș Viorea. Cam așa se întâmplă. Ca podul la Mărtinaș. S-a început podul la Mărtinaș când s-a dus la... Am zis să câștigăm puțin timp. Când s-a dus la verificator, a găsit o mică chichiță. Dirigintele de șantier a oprit lucrarea. Nu este vina mea că a oprit. Eu nu pot să-l oblig încalcă legea. El ne reprezintă pe noi și a trebuit să oprească lucrarea. Până a fost verificatorul, ștampila acolo, modificat unghiul, că nu era unui bun. Că vine apa la vale în jos și le ia, face altul mai frumos, sau cum spune, știți?
noi vrem să facem ceva trainic, de a durat, că așa ușor, ușor să pui. Că puntea aia care am făcut-o din lemnele aduse care mi-au rămas mie, le-am adus lemnele. Așa este. Vă aduc o grămadă de oameni care știe lemne, că nu găsești lemne așa lung, ca să aud unii postași care postează, hai că s-au luat fonduri nerambursabile și să sifonează banii la o punte care e făcută din lemnele aduse de la Bodea, care au rămas de la o construcție. Poate să vadă oricine. Dar așa le place oamenii să vorbească. Și vedeți, nu-i mai ușor atunci să puneți pe site și ce să mă duc, și să mă duc eu să fac educație la om. Mă, ăsta, dacă el n-are... Ce ca să ocupă? Dar de ce nu s-a pus până acum? Ați fost viceprimar, domnul, a fost. De ce nu s-a pus? De exemplu, am trecut scris... Dar cine erau, domnul, dacă am propus să luat problema, hai să nu ne mai... Eu ce spun? Nu s-a plecat tot ce e regulamentul. Acum, oricum... Cine nu vrea? Oricum, acum avem și fată... Nimeni nu sunt protejește, domnul. Să afișează pe toate site-urile, peste tot, ce tot atâta... S-a afișat și a pus și mai mulți, că a fost și lipsă de personal. A fost când s-au oprit angajările, mulți s-au plecat, când ești într-un concediu medical nu poți angajezi pe altul. Legile sunt așa cum sunt, dacă nu-și dă demisia nu poți să-l dai afară. Și că poate ar trebui pe unii să-i dăm afară, dar așa e legea, dă-l afară. Îți trebuie 2 ani să-l dai afară, să-l prinzi că s-au piedică, că s-au dacă începea de la început, acum uite, sunt 3 ani, erau dați afară. Știu că nu e plăcut, că și eu am fost o perioadă fără loc de muncă. Nu e ușor să stai fără loc de muncă. Dar în același timp, când ocupi un loc de muncă, ești bine plătit, că nu putem spune că salariile sunt mici în primărie, trebuie să-ți faci și datoria. Ei da, dar uite că nu poți să urmărești pe toți și când asta e în consiliu, când îl pui în discuție în consiliu de disciplină, sunt tot colegilor, știi? Trebuie să faci de 2-3 ori, după aceea, să-l penalizezi și după aceea... Cam așa merge, că așa sunt legile. Trebuie să aducă regulamentul sau să voi. Domnule, uite, în pauză, asta vă mai spun ceva. Dați-mi și mie, domnul Petrișor, contract cu Chevron, să-l văd și eu, care ia de guvern. Dacă guvernul nu publică, de ce nu le faci lor o reclamație la Curtea Supremă? Pentru că eu sunt consilier aici. Eu reprezint interesele cetățenilor din comunul. Mulțumesc. Răspunsul ăsta nu vreau să am, că eu știu că sunteți consilier. Nu ăsta. Și atunci rezultă că e o tichie de margarita în toată treaba asta. Nu e. Aveți ceva de ascuns? N-am nimic de ascuns. De ce vă potriviți? Știți ce se întâmplă? Eu dacă am nevoie de un contract să-l citesc, mă la bâncăți, mă bebă să iată și mie puțin contractul ăla. Și ar de ce să pierdă timpul? Vin 10 cetățeni, sau poate mai mulți. Dacă vreți, o să vină și mai mulți. Nu vin nici 10, nici unul. Și la afișaj... Să plângă el că îl deranjează. Păi să vină un cetățean să ne spună și nouă. Uite, domnule, eu am vrut să aflu despre contractul ăla. Uitați, întrebați-l pe dânșar. Vă să aflu domnul Codreanu. Doriți să aflați contractul? Să spună și mie. Uite, domnule, m-a dus și nu mi-a... Spre exemplu, de seară, la ora 9, ajung acasă și atunci vreau să văd. În cursul zilei fac un efort să ajung aici. Sau... Și ăla le economisesc pentru altceva. Vreau să-l văd de seară la ora 9. Eu vreau să am acces cât mai simplu, să văd și ce se întâmplă. Este normal și are dreptate, perfect dreptate. Noi legile trebuie să facem simple, ca orice cetățean, indiferent de pregătirea care aibă, să fie informat, să aibă acces la o informație de, care interesează. Nu trebuie să ne ascundem, nu avem ce ascunde. Dacă avem ceva ce ascunde, automat punem tot felul de piedici. Păi, nu, dar eu nu zic, dar atunci vreau dacă am face ușor acolo, nu mai acuză nimeni. Că ați văzut și pe Facebook, ați văzut că toți spune că am auzit. Nu sunt de acord cu ea că am auzit. Trebuie să mergem cu fapte concrete. Luați plătiri pentru o zi și puneți mergerea noastră. Luați așa de la vârstă de acolo și le puneți. Dar dacă sunt oameni plătiți și bine plătiți, de ce nu-și fac treaba? Pentru că asta fac și asta se facă. Trebuie o cetățeanul ca să fie informat, ca să... Nu asta e fișa postului la el, pentru să tot copieze contracte, să le pună față. Eu vă spun, dați-mi becă, na, ca să văd și eu pe autotrat. Cine trebuie să o facă și cine nu trebuie să o facă. Păi, dar acum cred că ați văzut și dumneavoastră că să dă băie... Da,
Da, domnule, și eu sunt curios să văd și eu cine trebuie să facă firma Bechtel, cine scrie în contractul. Se cu pare că sunt model de urmat, domnule, dar nu, noi hai să facem ceva mai bun. Vedeți că nu l-au găsit deloc, nu l-au găsit. Păi sunt interese de sub pe care noi avem acces la ei. Nu l-au găsit pentru că n-am vrut să-l găsească. Cu tot la fel cineva, n-am vrut să-l găsească. Au avut de ascuns. Trebuie să schimbăm. Hai să schimbăm, pentru că... Ce zice regulament? Da, dați-mi un contract ăla care e afișat pe undeva. Și poate fi deschis sau secret, votul deschis se exprimă public prin indicarea mâinii. Și de a pe nominal nu zice nimic? Nu. Poate stabili la propunerea președintelui de ședință ca modalitate de vot apelul nominal în cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită procedură de vot. Ai. Ai articolul din 49, da? Exact. Deci, domnul președinte, este în atribuția dumneavoastră, e la liberă alegere, nu vă constrânge nimeni, să supuneți la vot dacă Consiliul acceptă să se voteze prin apel nominal, dacă există majoritate, atunci se face prin apel nominal, dacă nu, ca și până acum. Deci, răspunderea este la dumneavoastră dacă propuneți să se voteze prin apel nominal. Dacă se acceptă... Nu, aici zice, Consiliul Local poate hotărâ la propunerea președintelui de ședință. Consiliul Local hotărăște, el doar propune. Da, exact, pe asta am zis. Hotărăște el. Deci, supuneți la vot și se votează, da? Da, supuneți la vot cu... Supuneți la vot procedura. Ridicarea mâinii sau pe nominal? Ridicarea mâinii. Întrebați și să se voteze, domnule. Da, domnule. Cine este pentru? Ridicarea mâinii. Pentru ridicarea mâinii. Toți mai puțin? Toți. Cei doi? Da, cei doi. Da. Pe mine ce mă distrează la treaba asta, eu chiar am... Eu sunt invitat aici. Totdeauna când s-a votat ceva, din partea lui domnul Petrișor și al domnul Bacaru, ei ori s-au obținut, ori au fost contra. La niciunul n-am văzut să fie și ei odată domnul, de acord. Câte proiecte am votat astăzi? Nu știu de ce. Pe câte proiecte am votat astăzi? Cum puteți să spuneți că întotdeauna, politica, când din 6 proiecte... Politica o facem afară, domnul Petrișor. Nu o facem aici, asta trebuie acolo să fie. Acolo se primar, face. Dumneavoastră vorbiți care chemat oameni de ședință și le spuneți ce să voteze, domnul primar. Acum, dacă stăm să votăm la fel toată lumea... Eu nu sunt domnul Petrișor. Domnul vechi primar atunci. Stăm de toți oameni și le spuneți ce să voteze. Haideți să depășim. Da, domnul primar, spunea că noi votăm la fel. Supunem normal că nu sunt ce este Petru. Ar trebui să fiți odată și de acord cu majoritatea. Ce supui la vot? Pentru că proiectul cine este? Propunerea lor. Supune proiectul la vot. Da, pe la vot. Cine este pe cine este pe proiect? 3, 4. Nu avem nimic de ascuns. Să știți că acest proiect îl voi depune în fiecare lună, până la sfârșit de mandat. Chiar dacă nu trece. Până ieșiți primar, nu? Până ieșiți primar, nu? Să aveți gura aurită. Și cum ai discutat să respecte legea. Și eu îmi doresc că aceste contracte sunt obligate, dar să respecte legea. Este lege în vigoare, achizitură publică. Ce este mai specificat să treacă în procesul urban? Este mai distintiv decât legea? Adică să nu se înțeleagă, nu strică. Noi nu suntem de acord să publice. Cei patru dumneavoastră vă abțineți și restul? Nu știu, domnule, v-am spus că mă abțineți. Să specificați acolo, să se respecte legea. Domnul Dorel de acord cu transparența la vot. Nu e abține. Nu, domnule, stați un pic. Avem lege, domnule. Și ce v-a spus la aplicat? Atunci, domnul primar, treceți pe site toate contractele. Care-i problema dacă nu avem lege? Nu trebuie să facem lege. Toate contractele de site. Domnule, hai să trecem mai departe, domnul Dorel. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Oitus pe anul 2019. Aviz favorabil cu două amendamente. Dacă domnul Șor l-a adresat? Da. Unul la vin cu camerele, să mai punem niște camere
în comună au dus, mai ales în zonele unde aruncă cetățenii comunii gunoi. Pentru că degeaba strângem noi și a doua zi are gunoi. Punem camere și o să avem dovadă că a aruncat respectivul om și să luăm măsură cu dânsul. Și al doilea amendament făcut de domnul Bogdan. Da, a fost un proiect hotărât. Da, ca să alocăm bani pentru asistenții în școli. Nu? Hotărârea de asistență da? Medicală. Da. Care mai erau prevăzute? Și la primul amendament să luăm bani de la pod de la EGHET, 18.000 de lei. Și la al doilea? Trebuia avut în vedere și proiectul ăsta, pentru că noi l-am votat. Știu. Dar a fost deja, pentru consiliul local. Așa este, dar deja suntem la faza de licitație pentru proiectare la acest pod. Mai durează. Până mai rectificare. Se poate lua foarte simplu din două puncte. Este un studiu de fezabilitate care umilea jumătate, ceea ce mi se pare o sumă mare. Eu nu mai am bugetul în față. Doamna contabilă, ne ajutați. E un studiu de fezabilitate cu umilea jumătate. La ce este? Aici să ne licanțești? Umilea? 150.000. Atât este studiul de fezabilitate. Și al doilea, a doua sursă de unde se poate lua, este de la piatra congresată, ce mai de acolo, 2.700.000. Miliard s-a luat ieri, am zis cu doamna Bogdan. De acolo s-a luat, domnule. Și la utilajul 50.000. Și la utilajul și tot, pentru că am rămas la drumul, o să face drumul de 1.000.000 anul ăsta și atunci o să zic că lumea că nu facem treabă. Dacă se pune tot piatra concasată, se întâmplă același efect. Intră în pământ și rămân găurile rămân. Trebuie găsită altă soluție și anul trecut am dat o soluție să se facă ca proiect pilot, nu s-a făcut, dar decopertare. S-a făcut anul ăsta, domnule Petrișor. Dacă nu știți să stați la Iași, informați-vă. Dar unde s-a făcut? Al altereu, dați la Nicoleta Andrișcă pe ulița Dânsei. S-a decopertat? Da, s-a decopertat. S-a pus piatră pe un casă? Da, s-a pus. Ce strat s-a pus? Ce strat s-a pus? 10-12 metri. Deci asta s-a făcut zile trecute, nu? S-a făcut ieri, la altereu și azi și mâine. Păi, și nu ziceți că de anul trecut, acum s-a făcut? Informați-vă când spuneți că cum face pilot. Acum o să facem pilot să ne cumezi. Cât 500 de metri? Cât se merge, domn Vice? Clar, 1200 de metri. Păi să vedem cum se comportă, domn. Da. Bine. Și peste piatra concasate venim cu măzăriții din aia sau numai piatra concasată? Cilindrat. Și nu punem un strat mai... Nu, că am pus un strat mai gros. Da, 5-20. S-a venit iar probleme. Deci s-a decopertat, după ce am venit cu un escavator cu cupă de aia la aia, de lângă gardul, pământul care a rămas de la decopertare, s-a pus piatra și a fost cilindrat. Oamenii au venit foarte revoltați și ne-am zis, aduceți piatră de râu. Am adus piatră de râu, am făcut mai rău decât era. Să face glodul. Unul nu ieșea. Asta e cea mai bună acolo. Nu acolo. Aici ai 150. Și la SF, este un SF de 1.500.000. Au spus SF. Ieri adunam cu noi de pe drum, după marginea apei și a venit oamenii. Hai domnule, puneți mâna că dumneavoastră ați aruncat gunoi. Au fugit toți. Să nu le dai amendă. La drum la fel, unul nu este cu lopată să dea. Procurarea unei stații de filtrare și clorinare. Deci nu este la SF. Nu. O să mă mor prin document. Doamna Bogdan, putem lua bani. Noi am propus, acum dumneavoastră știți mai bine, pentru camerele din supravedere. Păi n-a spus la ei. Aici, dacă îmi permiteți, cu camere de luat vedere trebuie să așteptăm, pentru că se lucrează câteva firme pentru internet și să vedem dacă putem să găsim o soluție. Că am vorbit și cu domnul Gabor, ca să pui camere de luat vedere și să tragi cablu, te costă extraordinar de mult. Trebuie să găsim o modalitate, mai ales că sunt locuri unde vrem să nu se mai arunce gunoi, să găsim o modalitate cu camera de luat vedere care transmite, știu eu, prin
Da, domnule, au cumva trebuie pus în buget. Eu zic întâi să găsim soluția, avem două luni. Avem două luni până să face din nou bugetul, rectificare de buget și să punem atunci, ca să nu mai stăm să luăm de aici, să modificăm aici. Aș dori, doamna Pantalică. Domnul Dorel. Aș dori să prindem în bugetul pe anul ăsta măcar studiu pentru poiana sărată, hârja, apă și canapă. Tot extinderea, am văzut că este extinderea pe... Dar să găsim soluții și bani, să putem prinde măcar la rectificare, dacă nu acum, când o să-mi prind, da? La rectificare. La rectificare, studiu pentru proiectul de apă, canapă, poiana sărată, hârja, da? Am mai fost acum câțiva ani de zile, a rămas la primărie proiectul. Vă rog să rescoatem la... Măcar să facem studiu anul ăsta. Da, așa da, doamna. Da? Ce da? Nu vă dau promovele de investiții. Da, atâta vă mulțumesc. Dacă mai are cineva să duceți. Acolo există o sumă pentru extinderea de canalizare. Există o sumă prinsă pentru extinderea de canalizare. S-au făcut ceva, acte... Păi au venit. Nu avem deocamdată. Au venit mai multe firme și au spus, dar n-a avut loc licitația pentru... Asta vreau să vă spun. Nu știu, n-au găsit soluția ca să prindă și Zârja și Poiana Sărată. Extinderea să pui numai noi toți ce ai făcut, iar faci discriminări. Și le-am dat temă de cercetare să vadă dacă reușesc să pună niște puncte de relee ca să ajungă și Hârja, Poiana, chiar dacă nu sunt mulți sau asta, da, mi se pare normal. Că foarte mulți cetățeni ai Oituzului uită că și Hârja și Poiana Sărată e tot comuna Oituz și dacă vă duceți, o să vedeți că la Hârja și la Poiana Sărată s-au făcut intrările pe străzi, care unii nu știu că s-au făcut, cu toate că în buget a fost prins, s-au făcut pod în două locuri, două podețe, s-au făcut toate, aproape trei intrări la Poiana Sărată, pe străzi, ca să nu iasă mizeria în stradă, s-au făcut cinci intrări în Hârja, deci s-au făcut. Trebuie să nu neglijăm, este toată, toți aparțin de comuna Oituz. Nu putem face numai noi toți. Dacă permit, domnul primar, Hârja, Poiana Sărată, nu intră la extindere, că n-are cum, trebuie să fie proiect separat, poate atragem fonduri în altă parte și eu vă spun că o să fie Oituzul racordat la Hârja, Poiana Sărată, deoarece surse de apă acolo sunt adevărate și putem să captăm. Și puternice. Și puternice. Deci n-ar vrea să facem discuția asta. Deci o să avem și apa vine gravitațional, nu? Nu trebuie să o pumpăm, să cheltuim bani sau să facem... Da. Mă uit la lista de investiții, capitolul 7002. SF, extindere rețea de alimentare apă în comuna Oituz, 150.000. Deci este SF scrie. Da, de asta vă spusesem că atunci când s-a discutat domnul primar și cu cei de la Apu Canal, faptul că apa este tulbure, s-a mers pentru varianta procurării unei stații. Eu în raport am scris alimentare cu apă 150. Da, da. Colegii mei au făcut lista de investiții, au spus că da, pentru e practic o dotare. Atunci eliminăm SF de aici. Da. Trebuie comunicare mai multă. Pentru că mirea sudului e scump, cu eu, mirea, v-ați dai prostul. Mulțumesc. De extindere. Dacă nu mai sunt discuții, tot să punem la voastră. Stația vine luna asta. Mai e stația de clorinare. Păi, cum să vină luna asta? Trebuie aprobat bugetul, sunteți de acord cu ea, deci de asta ne-am întâlnit să facem și să precizeși. Adunăm oferte, după aceea se face licitație. Ce mai e apă bună, apă e bună, este o, știți, o chestie, oamenii ca să vorbească. Apă e bună, se fac analizele din ăsta. Și la Onești, cine stă la oraș, când se oprește apa și dă drumul, da, vine tulbure, ce să mai vorbim, și oriunde, da, vine tulbure. La noi, a fost instalația făcută că la capete de linie nu s-a pus niște luminezi de purjare. El s-a făcut instalația, mai ales când s-a rupt oamenii. Dom'le, nu ne interesează, avem apă, tulbure, neturbure, am înlătit-o și i-am dat drumul.
până se mai curăță și cum să ia și nu avem regulatoare de presiune pe circuit, presiunea e foarte mare. Robineții nu merg. Când se spar conductele, trebuie să oprim apa. Dar văd că s-au prins în buget bani pentru investiții. Da, da, da. Păi prima dată investiția asta pentru stația de automată, de filtrare și de clorinare, care putem să o punem, că nu mai e considerată o construcție, e ca un obiect de inventar și se poate pune atunci sus. Și după aceea urmează să mai punem bani pentru modernizare. Atâta noi putem să ajutăm apa canală. Dar chestia cu apa turbă nu poate să fie o scuză. Nu poate să fie o scuză pentru cetățeanul că plătește apa, știți? Plătesc, vreau apă de calitate. Cam eu aici. Da, domnule, dar uitați, și eu la casa mea am aceeași apă, dar mi-am pus filtrul. Dacă nu-și pun filtre cu purjare și cu ăsta, și la Onești peste tot, care și-au pus oameni și-au pus filtre în casă. Asta este, deci... ca să pună filtrul și așa mai departe. Dar câte un filtru? Nu, stați-o, chiar e filtrul ăsta și mai. Chiar e câte un filtru? 90 de lei. Cât? 90 de lei. Ăla 90 de lei nu mai pune, ăla n-ar vreau să-l pune. Ăla ca să te afli de ea. În fiecare săptămână. Un filtru eficient? Dacă e benefic stația, trebuie să o aducem. Dacă nu e benefic, pune filtru. Și atunci, cate, ce mai discutăm? Trebuie adus în stația și gata. N-are, pentru cal, ca să nu are rost, te complici, să muncești de pomană. S-a aprobat, s-a... Domnul primar, ar mai fi o problemă. Am tot discutat cum ar fi anul acesta, prindem bani în buget pentru pod la Călățeanu. Nu prea am fost pe lista de investiții deloc. Domnule, nu am fost, că uitați, acolo l-am făcut repede, în grabă și... Am înțeles, a fost urgență, era normal. Și m-am gândit, banii ăștia, dacă tot facem asfaltarea, să băgăm parțial și a doua asfaltare din buget. Și de aia trebuie când dăm drumul, dacă tot sunt utilaje pe aici, ar trebui să punem bani, poate și la școală o să tragem un strat de asfalt. S-a început să macine acolo. Și am zis, pentru două luni de zile, nu băgăm bani acum, să putem la următoarea electrificare, să vedem ce începem. Așa iar începem cu proiecte și nu le ducem la terminare. Acum, atunci trebuie intervenit pentru că sunt foarte podețul ăsta de dorit. Deci chiar la intrare și la ieșire pe pod, dacă mergeți o să vedeți, sunt găuri, scă piciorul din ele. Trec animale, trec... Deci mai facem podere care trebuie schimbate. Noi trebuia să sus la curte să... să ne marce și de acolo materialul o să facem gulap și o să schimbăm gulap. Deci, să înțeleg că... Oricum, vă dați seama, chiar dacă facem... Eu am vorbit cu Emilia, dar să vă spun o chestie, care noi vrem. Trebuie să punem bani să cadastrăm podurile, terenul unde avem poduri. Noi ne avem cadastrat podurile, noi lucrăm pe Pârâul Sărat. Dar Pârâul Sărat, drumul, nu este în inventarul nostru. În inventarul la Ocolul Silvic, care trebuie să luptăm acum, să le primim înapoi. Sunt foarte multe deficiențe. Lăsate în urmă. Nu cred că Ocolul Silvic mai are vreun interes în zona respectivă. Dar care noi, domnul inginer? O să ne doneze. Dar care noi? Ocolul Silvic. Păi dar dumneavoastră mai sunteți la Ocolul Silvic. Noi suntem consiliul. Amintirile mă chinuiesc. Investiție. Doamna Lernăța, ele merg de aia, amintirile mă chinuiesc, așa și mă domnul. Nu are interes cu drumul de acolo. Dar nu are inventar. Dar nu are inventar. Nu-i donează să vedeți. Nu-i donează să vedeți dacă e domeniul privat statului. Știi ce greu e să scăpem? O să încerce să scape el, vă spun eu. Da, 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 da. Așa cum SF-ul ăsta, deci luați în calcul că este pentru dotarea cu acea stație, mai am la drumuri, s-a renunțat la cei 170 de mii pentru piatră concasată și s-a redus la 120 de la alte materiale și prestări servicii la 84, s-a mai renunțat la închirierea autogreder, buldozere, utilaje și suma de 145.000 de la 20.01.30, adică alte bunuri și servicii, s-a trecut la reparații curente, aici totalizând 270.000, iar lucrările
prioritare din acești bani fiind, sunt Ricola de la Hățman, punct Prundoiul, care am înțeles că e finalizat. E gata, am dat un punct. Așa? Ricola de la Margină, Cataramă. Ricola de la Biserica Ortodoxă, dar fiind și evenimentele. Așa? Și Șanț Marginea pe Știbor. Da. Astea sunt lucrările care se vor acoperite din suma aceasta. Asta este modificare intervenită în față de proiect. Și era suma mai mică. Nu știu, Șanț Știbor e la Cataramă. Nu, nu. La Cataramă, la Casa de Lazar. La Lazar. La Lazar. Am înțeles. Am înțeles. Da, mai este un proiect, tot cu zona Știbor, de la Rotarul, de acolo, de unde, de la drum, consolidare mal până la Corcoman. Este proiect trecut prin Consiliul Local și e aprobat. E luat în calcul sau nu e luat în calcul? Până sau e vorba cu drumul, cu asfaltarea, cu girul în apă? Nu, eu trebuie, a trebuit să fac ăsta, șanțul ăsta la Cataramă, de asta. Am înțeles. Înspre sat, înspre sat de pot. Altfel nu făcea pot. Da. Și după aceea o să prevedem spre sus, spre Știbor sau... Păpărăul Știbor. Prima rigolă care... Că nu de curțile... Că nu mai, am zis că nu mai facem proiecte, că nu le terminăm proiecte. Am înțeles, dar acolo la margine, de la... Știți, domn Vici, am fost de la Totoșanu, de la Radu, de acolo, de la Cercel, unde trebuie să schimbăm podiețul ăla. Dar acolo vine zi. Păi ce acolo... spun? Despre ăla e vorbe. Acolo intri în proiectarea cu șapă. Asta v-am întrebat, domnule. Și acolo și cu Dăiu trebuie să-l schimbăm, că dăm cu Dăiu jos și punem izvorul mai puțin mai înspre casă. Am și vorbit cu femeile din jur, ca să nu fie discuții. Discuții o să mai fie cu tăiatul copacilor care sunt în gard. Ei, da. N-avem ce face. Domnul Bogdan. Da, vreau să mai reamintesc și la următoarea rectificare bugetară, tot am mai cerut să prindem și niște locuri de joacă pentru copii, prin zone, cum se poate. Tot am mai vorbit, dar n-am prins niciodată bani pentru așa ceva. Au fost 20.000 de la Ter de Zon. N-am mai gândit. În zone, pe undeva putem să dăm. De-aia am așteptat că să începe și într-o parte și în altă. După aceea, au zis... În primul rând ne-a pus niște clauzi, 20.000 cu ei, 20.000 noi. Nu, 25 noi. Noi. Și ei să facă licitație, ei să facă toate cele. Adică noi dădeam bani și ei făceau tot. Da. Și nu era mai bine că nu făceam noi. Și erau și prețuri mari, când ne-a dat și prețul scădem din spate. Păi el a luat, păi, el punea 20.000 de euro de dolari și noi puneam 25.000 și ei se ocupau de toate. Păi și nu era mai bine că nu munceam noi? Dar și tot ăsta prețul care mi l-a dat el acolo, cum se poate? Eu cu 25.000 făceam eu la un două. Ei puteau face spălări de mașini. În fiecare an am vorbit de aceste locuri de joacă. Trebuie să ne canalizăm la bugetul. Dar a spus că nu e deci în fiecare an am discutat. Acum nu vă convine. A trebuit, normal. Pentru copii... De strână. Nimic. Să iei pe sat, nu pe vesma, peste vale, pe margine, pe instituție. Încercuite, frate. Eu zic că acum să ne gândim la asfaltare. Pentru că așa era programat de mult, să facem asfaltarea anul ăsta. Că o să profităm până să ne coste mai ieftin, că vin ăștia și poate ne rugăm de ăștia numai transport, utilaje și trebuie din ăștia. Să punem la vot cu amendamentul făcut de domnul Recepion. Nu mă. Cu amendamentele. Cu amendamentele. Da. E imposibil să-mi spune și bani și pentru... Se va rechizicare, va fi rechizicarea, va pune din timp și o să primim tot ce trebuie, e normal să facă. Lucru de joacă. Dar următoare și rechizicare. Hai să o prindem acolo, când se votează așa. Cu amendamentul, sigur. Da, vorbeai cu următoarea rectificare, deci nu vorbeai de bugetul. Așa, la propoziția făcut domnul Alenuța și domnul Vice. Eu și la avizul comisiei are și domnul Bogdan un amendament. Ala cu... Asta am zis pentru că mai sunt două luni până la rectificare. Atunci să căutăm din buget să putem să... Negociați cu ăla. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnule primar, am votat și eu pentru. Bravo, Notați, Haideți că am vorbit cu băiatul ăsta, că am avut promisiuni cu parcul de sus,
de la, și de la poporul civil privat, trebuie să facă și am vorbit. În trimestrul 2 să începem să facem studiul de fezabilitate și să facem proiectul sus. Nu mai așteptăm informații. Ne-am făcut și la cu centenarul și nu s-a făcut nimic. Și oricum trebuie să avem în vedere studiul de fezabilitate sus. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind identificarea și atestarea unor suprafețe de teren ca păcând parte din domeniul public al Comunei Uituș, județul Bacău. Domnul Vântură? Domnul primar? Eu aș avea ceva, un comentariu de primar. Domnul primar, când se mai fac asemenea proiecte și înscrie lista, un număr, o suprafață și o mărime de drum, să scrie și cam pe unde e drumul ăla, domnule, că nu... Da, pentru că Emilia și mai dat explicații din câte a fost în ședința de comisie. A fost în ședința de comisie, da. Dar comisia e comisie și noi aici suntem în plen și este lume. Uite, eu ies și o bucățică de drum în Poiana Sărată. Am pus harta. Harta e la o scară care nu... Și sper ca domnul Lupu să reușească să termine și cu nomenclatorul stradar, cu contractele sunt făcute, da. Și să să ne mai întrebe și pe noi ce termenim în zonele pe unde locuim. Eu propun să vă să scrie să stabilim ori la ședința următoare ordinară, să rămâneți tot după ședință, ori să stabilim o altă zi în care pentru a... Se face propunere pentru denumirea... Denumire de străzi. Să stabiliți exact când... Și de drumuri. Păi, și doamna din Poiana Sărată, lăsați-mă și pe mine să fac niște probleme. Păi, dar stabilim acum. Degeaba e trebuie că eu știu partea mare și lumea știe care e. Aici am și o intervenție. Cu anumite nume, dar trebuie să veniți cu aprobările că trebuie să... Da. Putem folosi numele. Dacă nu avem, nu putem folosi numele. Trebuie de la moștenitor sau de la cel. Nu, dacă de numire de persoană. O să spunem, Decima Traian, că acolo nu mai este cald. Mergem în istorie. Hai, de numire și domnul. Acum mai sunt discuții. Mai sunt discuții? Stăpânul Petru Șeptar și din următoare. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Un lucru bun trebuie să facem. Bineînțeles. Da, trecem la punctul 8. Informare privind încasarea taxei de salubrizare pe trimestrul 1 pe 2019. Anul 2019. Cine? Cine vrea? Informare cu modul de încasare. Dacă aveți discuție, dacă aveți discuție. Nu, 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 nu. Da, vor. Avem ordinea de zi. Da, ultimul. Nu, mai e până. 7. Da, da. Vă pot spune la salubritate. Pe săptămână colectăm în jurul 33 de tone de restul. Săptămânal? Săptămânal. Deci, la 4 săptămâni vin 130 de tone. Noi ar trebui ca să ne dăm un bani, ar trebui să colectăm 28 de tone. Și vedeți, am știut să ne iasă. Pentru da, bun, și nu s-a găsit soluții? Nu s-a găsit soluții? Sunt că-s căutată, da. Păi oamenii la selectare, nu când vin să facă, să ia cu noi o selectat, nu pe nicio mașină, prin toată și comuna. Pentru că vine și la runc acolo, sau nu, ei nu vin să pună la centru, zice, dar să mă ducă până acolo, să duc, sticlele, pune organe, tot, pune tot acolo. Asta e tot vina, tot vina noastră, a cetățenilor. Ei nu vor să plătească, dar până nu fac selectarea și ăsta, și am tot discutat nu faci nimic. Că o să încercăm să diminuăm prețul. Dacă spuneți că se depășește, clar că o să majoreze prețul. Da. Am gândit că deci găsim soluție să-l mișorăm. Vă spune asta care spun, este. Păi ne plătam la circa 70. Dacă și acum Rumegușul vrea să arunce Rumegușul în loc să-l pună, s-a uitat, unul și-a pus Rumegușul în deveată. De ce nu-mi place să câte de primar că vorbești? Dar nou, trebuie frumos, aici jos, un cobor aici jos pe Sarca, Podul Sarca, este tot ce am tăiat două mașini de lemne, a pus Rumegușul să îndrepte lângă gard nou frumos. De ce ai mai bun gard? Ce uite așa să-l duci și cu crengele și cu...
Păi ia-l de aici de la coadă. Ia-l. Du-l unde vrei. Dar numai aici nu. Du-l unde trebuie. Primăriat. Punctul 9. Raport de activitate pe anul 2018 al Serviciului Apă și Canal. Domnul Frașe, dacă nu e nimeni la apă. Da, domnul Dorin. Domnul primar, am solicitat acest raport ședințele anterioare. Eram sigur că s-a întâmplat cu Apă Canal și uitați că s-a devenit un problem foarte mare. Acum am văzut că a spins în buget bani pentru modernizare. Unele sunt acoperite în buget. Domnul Dorin, aici atât am uitat. Ne-am dus la pompe. Trei zile îl vezi pe poacă inginer și dă la lopată și alții să uită. Șoferul să uită, care merge cu el să uită și ăsta în loc să-l ajute. Șoferul a învățat cardinul. Da, pe da. Și șoferul are o vârstă. Și șoferul are o vârstă și văd că se ține de volan în loc să lase locul la tineri care ar mai pune mâna, știți? Așa avem și cu alții, tot îndemnăm să semneze contractul de lichidare și nu vrea. Și cam așa este, că trebuie să ne gândim foarte serios și la, și la șoferul după autobuz, de la autobuzul școlii, când s-a dus cu oamenii, au tremurat oamenii, că veneam așa din față, opream mașina și după aceea băga din nou în viteză și pleca. Noaptea nu vedea. Noaptea nu vedea și merge cu ăsta. Dacă, adică, el are acte în regulă, nu pot să-i spun nu mai veni, dar la un moment dat trebuie să-l face să înțeleagă că totuși merg cu copii, știi? Reprezintă un pericol, domnule. Da, dar aici nu am și până nu a fost la ultimul de votări, a fost la Facebook comisia. Și dumneavoastră, aveți liber... Sunt jumătate de prozile, erau în Facebook. Nu țineți Facebook-ul, numai să-mi urmăriți nimic ăsta. Faceți și voi. Și de-aia vă spun. Găsi la Apă Canal atâția defecte. Două zile am lucrat la... Două zile am lucrat la fiecare pompă. S-au pus aiurea pompele direct pe conductă. Pompele când o închideai, apa care rămânea curgea în jurul ăla, nu s-au făcut cu piatră și a rămas conducta în aer. Și apăsând sau asta, sau pe la coliere s-a strâmbat, s-a rupt, curge și lucrează în continuu. Că de multe ori popa zice că îmi bag demisia dacă mai lucrez asta, că mi-am stricat spatele, știi? Dar așa lucrăm de aia, dar sper să o rezolvăm. Ușor, ușor, ba un robinet, ba un ăsta, o să rezolvăm treaba. Că avem un lucru, că alții n-au nici atâta, asta trebuie să țineți cont, că că având puțină apă canal, cel puțin se intră în infringement și noi cel puțin suntem la limită, poate nu plătim, că dacă te pune să plătești, acum cu gunoiul a venit din 2017, trebuie să punem cât cu gunoi selectiv, Petru și ăsta, și acum facem o statistică cu firma care... S-a găsit soluții pentru canalizare centru? Nu. Nu? Nu. Nu se pune pe ceva. Pe acum când vin ăștia să facem, din nou cu banii care facem studiul de fezabilitate, o să vedem și aici, o să facem proiectul. Și pe dar nu-i după ăsta de la drumul, nu-i spațiu, domnule, nu-i spațiu. Și atunci ce facem? Pe terenul oamenilor, mergem pe la bătii să facem grădini pe acolo. Acum tot luăm exemplu Bogdănești. Asta-i după ăsta-i ce vrei să faci? Acum știți ce se întâmplă, Bogdănești, dacă a luat grădinile oamenilor, mergem peste ei, da, domnule, la Bogdănești cum dăsc. La Bogdănești mi se pare că a aprobat. Da, și a aprobat la drumul național. Pe drumul național. Să vedem cum a aprobat. Mergem spune să ne aprobe și noi. Dar cum s-a găsit spațiu în altă zonă? Nu se găsește aici la drumul și în centrul comunii, domnul primar? Imposibil. Păi la aprobare. Imposibil să nu găsim un spațiu. Scopate. E fibra optică, telefoane. Ce dracu, domnule? Telefoane cu apă, cu care? E ocupată, că dacă n-ar fi ocupată cu nimic. Gaze. Păi dar domnul primar, dar când s-a inițiat proiectul pentru centrul comunii canalizare, nu s-a știut de fibre, e optică, nu s-a știut de nimic. Trebuie să ne asigurăm, domnule, canalizare. S-ar știu, domnule, de aia am venit de la școală la vale și de la școală la deal, nu mai e spațiu. Dacă mergeam până la mine acasă. Eu ce am spus? Soluții trebuie să găsim, trebuie să găsim o soluție. Ne facem studiu, acum o să vedem. Să găsim soluții, trebuie să găsim soluții și vor fi. Haideți, domnul. Da. Haideți să trecem la punctul 10.
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oituți și Comisia Județeană Bacău pentru Incluziunea Socială Bacău. Comisia de Cultură a zis favorabil. Dacă sunt discuții pe aici. Păi să nu delegat, delegatul Consiliului Local al Consiliului Județean, nu am asta la probări. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Ce discuții să fie? Nu tot am discuții. Împotrivă? Da, probabil. 11 diverse. Avem doi invitați. Deci toate din discuțiile de aici, la noastră. Apropo cu piatra concasată, experiența am pe drumul meu, care a fost, dacă peste piatra concasată, cât am tasat noi cu un autogreder, nu se pune ceva mai mărunt, deci facem pană. Mașinile mici, cu o greutate mai mică, posibil să nu se întâmple, dar dacă nu trec numai mașinile mici, trec cele mai mari. Și eu fiind exemplu care am făcut pană exact cum mi-a intrat o piatră de acu vârf, mi-a făcut pană la cauciuc. Deci peste aia trebuie pus ceva mai mărunt. Doi, chestia cu exemple. Nu mergem cu exemplu acolo când ne convine sau trebuie să luăm exemple, exemple pozitive. Comparăm cu alții. Pentru că unul care a făcut, să vedem de ce a făcut, cum a făcut, cum a putut face, ca să putem face și noi. Ce au făcut sau ce, au, ce fac ei și noi putem face. Deci trebuie să facem, să comparăm cu alții. Ca să merge schimb de experiență. Mergem, ne uităm. Brașov, colo, încolo. Acolo se face ceva. La noi de ce nu se face? Care motivul? De ce s-a făcut acolo și nu se face și la noi? Deci sunt multe lucruri care trebuie să... După aia juristul primăriei ar putea să caute modalități a face un departament cum este la Onești pentru gunoiul. Să luăm gunoiul noi pentru că facem economie. Facem, creăm un loc de muncă, putem să selectăm noi, facem un contract doar cu cel care îl ducem acolo. Nu știu câți bani se dau pentru gunoi lunar, dar putem face... O să luăm un leasing, o mașină. Deci dacă noi avem, luăm gunoiul, luăm un leasing, mașină, creăm doi, trei oameni care selectează și ducem gunoiul noi. Facem economie de acolo. Când se termină contractul cu ei, facem noi. Putem lua și oamenii care trebuie să presteze serviciu, orele care trebuie pentru ajutorul social. Păi nu, dacă externalizăm toate serviciile, să vă dați seama că facem contract cu firme. Firma trebuie să câștige. Deci nu pot să iau eu să fac act de caritate. Trebuie să câștig și eu. Și dacă departament care este în primărie, s-ar face niște economii. Asta este... Acum nu aprobă mediu, nu ne aprobă mediu. Să știți că a încercat Comăneștiul să luptă de... Și a pus să luptă. A urmărit site-ul Comăneștiul să luptă. Are datorite de... Nici nu știu cum a... Păi da, acolo. Prin asta noi am putea să facem niște economii care... Păi așa cum să... Până, după mine, 2 ani de zile până vine din nou contract, atunci cu toți ăsta vorbim... Să facă contract direct cu Adisu și cu ăsta, cu transportatorul sau vine altul în loc de rom pres care face transportul mai ieftin. Da, și aduc... trebuie să fie atunci o licitație. Dar mulți vor să-și facă. Dar eu zic, uitați, ar fi mult mai eficient. Așa. Am vorbit cu Baciu. Baciu are firma lui de colectare de la Slănic. El colectează, selectează, dar îl duce tot la Onești și ea, până îl vândă ea de magazinare. Ia taxă, da. Deșeu. Da. Pentru că acum pe toți care ne-a luat cartoane, ne obligă primăria, s-a votat o lege, o să ne oblige primăria, dar până nu dă lege ca să putem să angajăm, că noi nu putem să angajăm, că noi nu avem serviciul respectiv. Avem cartoane, avem mase plastice pe care dacă le-ai selectat, le-ai dus, le-ai vândut, vin niște bani. Da, dar dacă când se votează legea, zici că o să obligi primăria să facă selectivul și asta, și atunci o să ne dea voie să facem pe lângă apă, canal, serviciu. Onești, are serviciu. Asta este. Și serviciu apă, canal. Pentru că
dacă e o firmă separată care se ocupă de apă, canal sau, eu știu, apă la noi, ce orice firmă trebuie să câștige. Și atunci dacă este un departament care aparține, își ia chiar apa canalului, o să vină curățenia, întreținerea drumului dacă se asfaltează și se fac niște... Se cumpără buldo, da, un ceva și atunci se fac... La număr de, la număr de, de populație, ai atâtea posturi în primărie. Mai mult nu se aprobă. Da. Am vrea să angajăm și ăsta, dar nu se aprobă. Noi facem și... Sau toată lumea vorbește de, de oameni la ajutor. Dacă vă uitați oameni la ajutor, sunt femei, ăsta au două zile, alții trei zile și cu asta gata. Păi sunt dacă, mulți, dar da, au dacă două, folosim, trei. Dacă îi folosim eficient... Dacă 7 zile, cum îți două? Dacă folosim eficient, au scăzut. Au scăzut și au până între, între o, două zile și șapte zile pe lună. Deci, vă dați seama, unii crede că trebuie să lucreze pentru 170 de lei toată luna. Nu! Nu îi mai dăm, domnule, ci domnule. Dar ce voi o să spun omul? Pe, nu, pentru că acel departament preia și așa ceva și atunci el programează oameni în așa fel încât fiecare zi să aibă un număr de oameni care să lucreze, să ocupe pentru bunăstarea tot a noastră comune. Și ar mai fi, deci, o propunere, acum nu știu, chestia cu, sunt, trăiesc în prezent, vreau să, dar trebuie și pentru viitor. Dacă s-ar găsi niște bani pentru, eu știu, pentru copii, să facă niște concursuri, chiar și un șac, șacul dezvoltă mintea la copii, trebuie să ne gândim și la viitorul nostru. Pentru echipa de fotbal, pentru că merge la o, la o partidă de fotbal, la, la noi aici, în comună. Ne întâlnim mai mulți. Nu avem treabă. Ne întâlnim, mai discutăm, mai socializăm, mai vine unul cu o idee. Să găsească niște bani pentru a întreține acea echipă. Cât de cât, a ajuta-o. Sunt prinși în buget. Deja da, nu știu. Bani. Deci eu nu știu, eu zic așa, acum că sunt, nu sunt, nu știu. Sunt prinși în bugetul actual. Trebuie ajutat, pentru că face mult. Plus, toamna, vedeți, noi să ne uităm prin alte părți. Făcut toamna sau, eu știu, când este o ziua uituzului, să facem, aducem o echipă, o echipă, o formație, ceva, în care să vin mulți, deci să aducem bani în comună. Creând ziua uituzului, să admitem. Aduce o formație care să cânte, nu știu ce, vin mulți acolo și las un ban. Pentru început, nu ne gândim că o să facem mulți bani, dar cu timpul, dacă se știe că în comuna Uituzului, pe data de o să fie, vin comercianți, pe care acei comercianți plătind niște taxe. Fiecare, poate vine din alt sat, vine din altă localitate. Lasă un bar, cât de puțin, dar lasă aici. Și prosperă cetățenul din comun. Deci cel care face în comună la noi nu duce în altă parte. Deci puțin, puțin, trebuie gândit și pentru a, și asta. Să fie o tradiție. Noi da, o tradiție. Noi am făcut ziua da. Comune, dacă îmi permiteți, am făcut, dar de obicei am făcut din fondurile noastre, ține o zi și am încercat să nu mai facem chiar de 15 august, că atunci merg la biserică și faci cheltuieli pentru jumătate de zi și totdeauna ne-am gândit să fie s-o, s-o puțin să o decalăm ca și... să țină, nimeni nu vrea să vină cu tarave mari, cu tot felul comerciant și piața pentru jumătate de zi. Care, deci să fie un loc, piața să zic așa, care e un loc public, un loc mai mare, în care să... Deci să avem și, unde să ne desfășurăm. Și pe stadion am făcut, dar au venit foarte puțin. Credeți-mă că facem și ziua plăcinte, dar am făcut. Dar, dacă organizăm cum trebuie, să nu avem așteptări ca acum am început și dăm pe afară. Nu, asta în timp, dar trebuie să fie început. Am organizat la Poiana Sărată și n-am găsit cine să vină cu o tarapă de mici. Ne-am rugat. A venit așa, că... Da, nu s-a știut, dar de... dacă este să organizăm de acum încolo, s-ar face și ar fi bani. În care atunci, automat, taxele, să nu se țină cont că am închiriat spațiul respectiv și eu sunt acolo în ziua respectivă, nu se mai ține cont că nu eu mi-am cumpărat sau am pe tot anul. Ci acolo sunt alte taxe. Dacă eu aveam acolo, în ziua respectivă, când se organizează, plătesc separat pentru ziua respectivă. Deci se aduc bani la bugetul localității în care banul folosit cu corespunzător se face ceva pentru comuna noastră. Și chestia cu copiii, zic că se pot găsi, că nu trebuie bani mulți, eu știu, cei care o să fie locul 1, locul 2, făcut o excursie pentru acel copil, să știți că atunci apare concurența, apărând concurența,
și cu sărbătorile de iarnă aș vrea să discutăm, dar acum e prea degrabă pentru a discuta cu sărbătorile de iarnă. Deci cu căminul cultural începe demolarea. Se face un nou cămin cultural. Sperăm că un nou cămin cultural să avem spațiu și pentru alte activități decât un for sau asta. Să putem face activități cu copiii și să altfel să fie amenajat și să fie funcțional. Că toată lumea blamează că se dărâmă căminul, dar niciunul nu știe că căminul cultural ăsta nimeni, niciodată ISU nu ne-l mai autorizează. Ne dă autorizație ISU. Pe toată lumea, pe muzeu, pe ei... Trebuie lăsat muzeu acolo. Da, să lăsăm. Și construiam în altă parte. O mică greșeală și aici, spre exemplu, cum a spus domnul. Dacă noi avem un site sau ceva mai ușor de așa, noi ne explicăm și scrim acolo motivul pentru care am ajuns la aceste decizii și atunci nu mai ar fi motiv de a comenta discuții. Luna să aibă loc licitația pentru cine câștigă licitația, are 15 zile de dărâmare și după aceea, după ce se dărâmă, deja începe construcția. Problema e că a întârziat construcția, s-a fost aprobat proiectul de reabilitare și da, când s-a dus cu proiectul din nou la aprobări, costa mai mult decât ISU, nu, ISU i-a zis nu. E o greșeală aici. După ce a fost aprobat și de CNI, trebuie să băgăm hidranți înăuntru. Nu suficient hidranții de afară. Și a trebuit modificat. Deci, ca să vedeți cum apar fiecare, găsește o chichiță. Că ai o ureche mai mare, una mai mică. Sau ai un fir de păr în ureche și nu, până nu te duci. Știți că era un banc pe timpuri, știți că pentru o secretară. Da. Nu se am ca să lăsați bani pentru secretară. Da. Domnule primar, primați consilier, cu tot respectul care vă pot, am ascultat cu atenție lucrările acestei ședințe. Ca să fiu sincer față de dumneavoastră, până la jumătatea ședinței, lucrurile au decurs normal. Trebuie să avem și opinii diferite, corect. Dar ca să intri cu atac la persoană, că tu locuiești în Ferăstrău sau la Iași sau dumneata ai locuit în Sfântul Gheorghe, cred că nu vă stă în caracter treaba asta. Văd că în ultima perioadă echipa dumneavoastră este o echipă omogenă, părerea mea. Ați greșit enorm. În momentul acum, dacă mi-aduc aminte, acum vreo 40 și ceva de zile, la mormântarea colegului dumneavoastră, eu dacă eram primar, bine, e pălăria mare pentru mine, nici nu mă gândesc la așa ceva niciodată, dar eu dacă eram primar, împreună cu întreg consiliu, a murit un coleg de-al nostru, eu eram acolo prezent cu întreg consiliu, aduceam pe umeri pe persoana respectivă, pe colegul nostru, până la biserică și așa mai departe. Am văzut câteva cazuri rare, și colea un consilier fugea să ia o cruce și așa mai departe. A doua problemă ar fi tot... Dacă te-ai angajat pe tine, era mai bine. Era bine, că luam și eu niște bani. Da. A doua problemă, tot la fel, am avut un eveniment mai tragic, acum două săptămâni în comuna noastră. Am ridicat problema asta. A murit soții lupul. S-a întâmplat așa că a murit în cei peste 60 de ani care am... N-am întâlnit așa ceva în comună. Și tineri, amândoi, până în 60 de ani și... Vin cu rugămintea la dumneavoastră, dacă puteți cumva să-i ajutați, să facă băiatul care a rămas un singur copil, nu are servici deocamdată, a terminat facultatea, dacă puteți să-l ajutați cu un ajutor social pentru a face toate... Și cu bătrâna pe cap. Da, și cu bătrâna. Am înțeles că bătrâna are pensii, da. Am înțeles că bătrâna are pensii. Pensii de urmă, ghiți, cât crezi că are? Am înțeles, el fiind tânăr cu o facultate, nu cred eu că ajunge la miloaga primăriei. Dar nu e, eu am vorbit cu băiatul și nu-i vorba de miloaga primăriei. Dar nu, poate e mormântare, nu? Problema se pune, când... Mai ales dacă a decedat, n-are rost să mai criticăm. Nu și are rostul că nu mai
Despre morți mai devine. Domnule consilier, am vorbit cu domnul primar o săptămână. Am o rugăminte la dumneavoastră. Ați văzut că am avut bunăvoința și v-am ascultat și așa trec să-mi stea în caracter. Ca a intervenit domnul Corcoman, nu e nicio problemă, că mă așteptam la dânsul să intervenă, că iau niște bani și eu pentru treburile astea, că mă ocup cu mărbătă. Așa. Domnul primar, mă adresez dumneavoastră în primul rând. Nu vreau să vă jignez, vă rog din suflet să nu mi-o luați în nume de rău. În campania electorală, domnul primar, ați venit cu niște propuneri foarte la locul lor și foarte bine. Proiecte. Mă gândesc la varianta că vă mai trebuie încă cel puțin 2-3 mandate ca să duceți la îndeplinire aceste proiecte. Asfaltarea drumurilor stăției, deja s-au dus 3 ani, nimic. Înseamnă că n-ați fost atent la ce-am... Da, am auzit, da. Începem de astăzi, da. Captarea de noi izvoare și racordarea populației la rețeaua de apă. Hai că n-are rost să mai citesc toate astea aici, toate proiecte. S-a făcut. Ați amintit ceva de partea aia unde stăm noi acolo la curte? Este. V-am zis, este prevăzut. Sunt proiecte de hotărâre. Dar în ce an? Păi da, să termină mandatul, domnul primar, imediat. Păi da, chiar dacă am început proiectele și eu nu mai sunt, proiectele se duc în continuare. Așa, dar cum îi duc eu, le-am dus cu domnul Osuluș proiectele începute de domnul Osuluș, le-am dus mai departe. Nu le-am oprit, gata, vin eu și fac. Da. Le-am dus în continuare. Cine bine, dacă am început proiectele... Mai Dumnezeu sănătate să mai trăim proiectele de 5 ani. Mie îmi pare rău, domnul Costan, îmi pare rău că uitați că am terminat biserica, am ajutat înăuntru să termine, acum facem rigola care era votată de 2-3 ani de zile. Am făcut biserica și catolică înăuntru, am ajutat biserica de la Hârja cu fonduri, asta toată lumea uită. Nu cred că realizările se văd, domnule. Toată lumea. Amândouă cimitirele ale eroilor s-au făcut, s-au reparat. Toată lumea, plutură steagurile acolo și toată lumea e mulțumită la singura comună care nu există divergențe, că știu eu cum să n-au de locuri sau... Nu, ar fi bine. Și, dar hai să zicem și asta. Chiar un drum, știți prea bine, un drum forestier sau un drum de țară, dacă nu mergi lunar să astup găurile, apar veșnic au găuri, pentru că dacă aș lua o să mă duc cu garda de mediu pe drum, Și chiar la dumneavoastră aș găsi de amendă, că n-are un să ducă apa și iese în drum. Și sunt țevi, ies în drum țevile și udă și tot omul e nemulțumit. Dacă ar fi să încep să dau amendă, ar fi extraordinar toată lumea. Poți să continui. Poți să continui cu multe lucruri. Uitați că după inundație am terminat podul la Ciolacu, la Zecelco, am terminat pe Cerțica, tot pe Leșunț, am intervenit la apele române, unde face din nou apele române dirijarea Leșunțului, dacă vin alte ape, strică din nou. S-au făcut digurile unde câțiva ani au fost. Aș vrea să se facă peste tot, dar nu se poate. Ar mai fi o problemă. S-a discutat și în ședința asta foarte mult despre salubrizare. Corect. Dar nu v-ați gândit la următorul fapt. Deci, în ședința când v-ați propus să măriți prețul la salubrizare, toți consilierii n-au fost de acord, au zis în felul următor. Deci, mai așteptăm să mai luăm legătura cu cel care, cu firma respectivă. A fost, așa. Mai stăm de vorbă cu oamenii, cu oamenii din comună și așa mai departe. Deci, ne-am trezit a doua lună cu prețul mărit. Asta n-ar fi chiar o problemă pentru noi. Cu toate că sunt familii care, într-adevăr, e problemă mare, mare. S-ar putea, vă spun sincer, s-ar putea să n-aibă ce pune pe masă cu ripaș multe familii din cadrul comunii noastre. Și de salubrizare vorbeam în felul următor. Deci la fiecare familie s-a dat câte o pubelă sau container, cum îi spune. Da? Deci familia cu 5-6 persoane are o singură pubelă ca și mine care am două persoane în familie. Da? Ați trimis luna trecută poliția locală din poartă în poartă să anunțe că nu mai ia, în afară de pubelă, nu mai ia o mână de gunoi în plus.
Nu e posibil așa ceva. Dacă ăla cu... Dați-mi voie, vă rog. Să-mi sacle ea, domnul. Nu, nu e... Domnul primar, vorbesc în modul cel mai serios. Veniți, aduceți polițaiul de la poliția locală, a venit din poartă în poartă și a spus clar. Nu, în afară de pubelă, nu se mai ia absolut niciun cu noi. Vorbesc foarte serios. Și o să nu mai la pubelă. Și gândiți-vă în felul următor. Familia cu 7-8 copii. Deci are o singură pubelă ca și mine și plătește pentru 7 copii. Deci era sacă, de aia s-a dus, dacă era sacă. Nu. Da, n-a verificat, n-a, domnul primar, n-a verificat nimeni ce era în sacă. Deci a zis clar că numai ce e în pubelă atâta de voi. Dar domnul primar, are dreptate, ce a fost? A spus domnul nu, vă atașați, nu ai lângă pubelă, vă ia pubelă. Deci, dar domnul a fost un pubelă. Așa nu, așa este. Dar nu ți-a luat sacă, cumva, un nou are. Cum? Ți-a luat sacă. Nu, nu mă înțeles, nu mă înțeles. Spun cu omul are dreptate. Da, dar nu ne cuci și așa după cu șau 200 de gramuri pe soară. Ce era să te stai cu noi? Ce nu vrei să înțelegi? Ca să nu lungim prea mult vorba, vă rog din suflet să mă credeți că vă doresc multă sănătate, un Paște fericit și din suflet, la fel vă rog să vă gândiți la familiile nevoiașe din comună. Poate, poate, din bugetul care îl aveți, să văd și eu un consilier sau chiar pe domnul vice sau domnul primar cu 2-3 consilieri, să ducă o plasă de, la o familie de asta năcăjită. Nu la bețiv sau treburi de asta, dar sunt familii năcăjite tare. Și dacă duci acolo un kilogram de ulei și un kilogram de făină acum în pragul sărbătorilor, faceți o faptă foarte bună. Vă mulțumesc din suflet și un Paște fericit vă doresc. Și noi vă mulțumim. La fel. Am promis, domnul președinte, că vorbesc un minut. Aș vrea să avem în vedere repararea drumurilor de la Franța. Știți că la școală este depozitată librura. Credeți-ne că nu ne ajunge timpul cu un singur utilaj. Sper să vină utilajul nou care... Pentru că nu putem să angajăm oameni de specialitate să facă drumul. Însă drumurile... Da. După ce încep să strigi, să strigă și mai rău. Dar știți că dacă n-am avea, domnul dacă n-am avea acolo griblura adunată ca să putem să întindem data, nu ne ajunge timpul. O să reușim, sper să reușim. Așa, și o a doua chestiune, asta pe lângă drumuri, să susțin și eu ideea pe care a lansat-o domnul Neniu, să avem în vedere și satele de mai depărtate cu apă și canalizare. Pentru că satele se depopulează și din cauza că lipsește infrastructură. Nu vine nimeni acolo. Pleacă în primul rând. În primul rând. Dacă avem așa ceva, am atrage și tineretul. Pleacă. Acum, chiar mai vreau să mai amintesc, deci nu îl amintesc, peste vale. Am fost pe jos, peste vale, la nașul meu. Și aceleași condiții care eram eu copil. Cum credeți dumneavoastră că acum și noi avem copii, o să avem nepoți, o să mai vină un cetățean acolo sau să-l atragem de unei plecat el în condițiile care este să vină peste vale. Și de-asta rugămintea mea este, cu toate ce se discută pe, ce se discută pe Facebook, asta este, să ne canalizăm energia cât mai și dacă să muncim cât mai mult, să facem ceva comune astea ca să-l atragem pe acel plecat. Dacă aș dumneavoastră cât de mult mă chinui și m-am străduit ca să-mi opresc copiii lângă mine. Nu știu ce șanse am, dar dacă eu nu ies seara pe stradă și se împiedică sau calc într-o baltă sau vine cu, nu știu dacă lui face plăcere, să vină de la București sau să vină la Brașov, să vină lângă mine, lângă familia lui acasă. Și așa vedeți, pleacă, mor mulți la noi, pleacă pentru că nu au condiții și să-i atragem, să fie ce a fost. Ca să mergem seara pe stradă, să discutăm, să ne întâlnim cu cineva, să avem pe cine saluta. Eu când vin seara, nu mai găsesc pe nimeni, n-am pe cine să salut. Da, să vă spuneți pe până o seara să vedeți câte potețe s-au făcut și câte tiguri. Ce se poate face deodată? Asta eu n-am zis că nu mă doresc. La problema ridicată de două cursuri în două vis-a-vis de familia Lucu, am discutat și eu cu dumneavoastră la timpul săptămânii. V-aș ruga, dacă există modalitate legală, păi bine, se ajută. Dacă există modalitate legală, nu vă cere nimeni să faceți ilegalități. Domnul Apostol, aici faceți un mic
Și așa sunt de acord. Punem, o să avem o sumă de bani pe care consiliul să punem bani. Mi se pare și așa corect. Dacă doriți. Dar cum sunt? N-avem nimic împotrivă când se poate face lucru bun. Niște bani nu sunt mulți, sunt mulți, sunt noi care încă deja am ajutat un pic. Mai încep, dar mai face. Așa noi, cu da, asta piața deja mai are valoare. Da, nu, lasă-te, după de da, doream să spun că ați adus aminte dumneavoastră despre, deci, ca să putem atrage cu tineretul înapoi, trebuie să creăm ceva cu condiții, corect. Locuri de muncă și să zona, ca să deschidem zona Tuzului, zona agroturistică, este de la Ferăstrăuția și noi toți se pot face pensiune, Leșunțul, dar fără apă și canal nu se poate face. Deci trebuie să primim în perspectivă. Fără, domnul inginer Ionel știe foarte bine unde sunteți varele, sunt șanse mari, apa va veni de la Poiana Sărată și pentru voi toți, rețineți. Știu, păi asta e. O să stăm și o să vedem după. Chestia asta am discutat cu... Este în completare, ce a făcut? Pentru că se, apă de acolo izvoare sunt destule care să vină de acolo apa. Acolo se pot face niște bazine în care alimentează populația din zonă și automat plusul vine la vale către noi. Vă dați seama că se poate deschide zona de agroturism. Fiecare din zonele care fiecare bucățică de teren are altă valoare să facă. Un angajat al primăriei în care să ducă pe la, nu știu, pe la Bacovune, să vină, să informeze cetățeanul, să facă ședință, să-l informeze, că, nu știu, oportunități s-ar putea face în comună. Informând cetățeanul, nu cred că aud 100 și măcar unul poate face ceva în comuna asta. Deci să facă o afacere în care, sau ceva în care să creeze câteva locuri de muncă. Da, mulțumim. Încerc să fiu cât mai scurt, că deja nu mai există răbdare. Prima problemă, vreau să fie un drept la replică față de ce a zis domnul primar la început. Puteți să-mi spuneți pe nume că nu mă supăr, dar eu sunt acea persoană care publică pe Facebook. Nu numai dumneavoastră, a venit cineva, eu nu citesc Facebook-ul, lăsați-mă, vă rog, că nu vreau să dau răspuns la oameni, dar a venit cineva, spune că cineva de... din capul satului, a venit din Anglia și vine și s-a lăudat că trebuie să vină el din Anglia să ne rezolve el problema. A fost consilier. Păi, Cojo. Așa, Cojo. Care domnule primar. Care, prost. În loc să scrie adevărul, e un prost, nu mai stică lumea la minciuni. Da. Mă sună alții, adevărat, mă sună din Italia. Domnule, adevărat, așa. Că uite ce zice ăla. Și am auzit că i-ați dat replica când am venit, da. Că nu vă spun, eu lucra la Cășuneanu, tot așa, căutați să-l comande pe Cășuneanu, care era patronul. Păi la patron, faci jos cum cântă patronul, nu-i că la... Să-mi duc ideea. Ați zis că pe Facebook se poate înștiința lumea și să știți că am făcut de 2 sau 3 ori în care am anunțat. Iar postările, nu știu, că aveți cont fake, că vă informează cineva. Am publicat de 2 sau de 3 ori și pe problema gunoiului selectiv. Postările sunt încă publice acolo, nu le-am șters, se poate verifica foarte ușor. Dacă informarea cetățeanului în spațiu public înseamnă campanie electorală, a plăti autocare pentru vizita papei la Iași, nu știu ce se mai cheamă. Asta e o problemă. A doua, am cerut în luna ianuarie 2 informări de la domnul viceprimar. Nu au venit nici până acum. Sunt în procesele verbale, da? Pe înfrumusețare și pe ajutorul social pentru prestarea armurilor în folosul comunității. În ședința din decembrie anului trecut, lăsați-mă să termin. După ce termin, pentru că la început nu am intervenit deloc peste dumneavoastră, v-am lăsat să ziceți. După ce termin, ce să spuneți. Deci au fost odată aceste 2 informări. În luna decembrie, când am discutat de taxele locale și în mod special de taxa de vidanjare, domnul viceprimar a spus că banii au fost încasați și serviciul deja a fost efectuat, deși nu era stabilită o sumă. Pentru clarificări, am trimis o interpelare către Serviciul Apă Canal și mi-a spus că nu au fost încasate sume, ci doar cereri și serviciul a fost efectuat după ce s-a aprobat taxa.
Deci aici a fost o dezinformare. Al treilea lucru, fiecare consilier local și inclusiv domnul viceprimar are obligația conform legii să publice pe site, să facă un raport de activitate. Domnul viceprimar, pe 2017 și pe 2018, nu am tocmit acest raport și nici cele două informări. În consecință, cu orice risc, am elaborat un proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar și declararea ca vacant acestuia. Legea zice în felul următor. Se poate propune demiterea viceprimarului dacă există motive întemeiate. Și am dat. Conform legii am cerut cele două informări, nu au fost prezentate. Conform legii are obligația de a prezenta cele două rapoarte pe 2017-2018. În 2016 a fost făcut. Și dezinformarea, ca să citesc tot din lege, dezinformarea zice așa, autoritățile administrative publice, centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoane juridice de drept privat, sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor celor din. Deși domnul viceprimar face parte din instituția publică locală și avea obligația să-i informeze corect. Consider că există trei motive de demitere. Legale și în concordanță cu activitatea. Nu am apelat să sun pe fiecare consilier, să fac grătare, să nu știu ce, ca să zică că sunt acuzat de ceva. Nu urmăresc postul de viceprimar, mai mult decât atât. Dacă se adună 5 consilieri, pentru că așa prevede legea, trebuie să semneze minim 5 consilieri, să intre pe ordinea de zi. Propunerea mea va fi tot din partea PSD-ului. Pentru că a câștigat alegerile, consider că are dreptul să-și aleagă viceprimarul. În consecință, vă propun în mod public și nu vă mai contacta după aceea, da, pentru că nu vreau să dau pe nimeni afară. Cine dorește să semneze acest proiect de hotărâre, poate să zică și ar fi bine să fie acum. Eu unul am scris, îl pot pune la dispoziție. Dacă mai sunt și alte persoane doritoare, cu drag. Și, desigur, este deschisă dezbaterea. Dacă domnul viceprimar vrea să zică ceva referitor la cele trei puncte, sau și altceva, nu am nimic împotriva. Activitatea eu știu că am depus acum 2-3 săptămâni în zile. Nu este, dar am print screen și nu este afișat. Nici pe 2017, nici pe 2018. Este cu număr de înregistrare, este depus. Dar eu știu fiecare trebuie să mă urc. Este depus domnul Claus. Ok, după ședință o să vă rog să mi-l arătați și mie. Da, vii de cu domnul, îmi vii de la domnul. Și așa că, iată, i-am spus să-l da? După ședință o să vreau să-l văd și voi scoate acest punct din proiectul de hotărâre. Mai rămân două puncte. Da. Domnul primar, știți că eu semnez procesul, adică raportul, o să-l semnez. Nu vă îndoiască. Nu vă îndoiască, nu fac cum face Claudiu. Aveți cu ordine. Dacă-mi dat să-i dau lui domnul Petrușor, nu răspund. Apropo de frumusețarea domnului, ați făcut cu cetățenii... Dacă să fiu la ședința posibilă de administrație la școală. Ați făcut o hârtie cu cetățenii din Fierăstrău, cu drumul, cu șanțul de acolo, de la Fierăstrău. Da, dar a făcut amor, că nu e aia, dar să-i spune și da, și no? Prin lege... E ceva rămâna asta? Nu, nu nimic, dar vreau să vă spun. Să știm și noi. Da, și ce, nu să știi? Nu, dar să vă spun prin lege. Faceți și-o dumneavoastră, scrieți și-o dumneavoastră. Da, dar să-mi semnez eu, numele meu. Deci, șanțul ăla era al drumuri naționale. Eu am primit mai departe la drumuri naționale. La drumuri naționale au dorit undeva pe șanțul ăla. Până la urmă, am început eu să-l fac. Am alocat bani acolo și am început să-l facem. Pentru că avem și o conductă de apă și așa puțin
s-a atins și a spart, a trebuit să o remediem. Și când am ajuns la unii localnici, vrând să le facem treaba, pe domeniul public s-au opus că a adus un copac din Germania și nu ne dă voie să asta, dacă n-a putut tractorul să... Și n-am putut să învârtă mai departe. Ne-am dus la altă unde era o țeavă înfundată. Am scos țeava, am curățit-o noi, am pus-o la loc, după două zile reclamații că de ce nu i-am bătut noi pământul, că nu poate să urce cu mașina. Și e obligația lor să curețe. Și totuși am făcut. Și cu frumusețarea comune degeaba am anunțat, pentru că oamenii nu vor să facă, că în lege, o doară la Poiana, la Hârja, nu înțelege, ea stă la Brașov, nu înțelege că și decolmatarea am făcut, am cheltuit noi primăria banca să nu strice alte locuințe și ea că face reclamație peste reclamație, că știe legea, că de ce nu s-a curățit până să și măture acolo. Ea nu poate să-și facă gardul. Și noi am muncit acolo o lună de zile. Dar ei vor numai primăria să facă. Și noi am făcut, am încercat să facem. Și adunăm cu noi și de pe marginea drumului, când trece cineva prin Oituz, zice că păi Oituzul nu știe că parcările sunt la drumuri naționale. Și adunăm grămezi de noroi, de ăsta, de hârtii, și le ducem prin Rompre și plătește comuna. Știți? Aici, de asta la să găsim un act ca să nu mai facem treaba asta, deci să fie plătit. Și facturat și dat lor. Le-am zis și la director și la ăsta. Acum să vedem. O să vorbesc cu ei, cu directorul mare. Le facem curățenie și parcări, dar să ne plătească. Să încercăm să facem. Cam atâta despre frumusețarea. Aveți cuvântul, domnul. Îmi pare rău că trebuie să mai amintesc încă o dată că de 4 luni de zile n-am fost în stare să luăm flomoșoacele alea din fața centralului și să le aruncăm de acolo. Sunt patru magazine acolo care desfășoară activitatea și noi care ne ducem să facem cumpărături, multă lume, vedem mizeria aia acolo. Plus de asta că mai trec și turiști și vede... Un pic, dar... S-a pus niște balastru acolo, cel puțin dacă s-acoperea flomuștacele alea cu balastru, măcar ca pisica aia, nu se mai vede. S-a luat, dar eu acum vin de acolo, când am venit. Ce spuneți mie că s-a luat? Eu peste 4 luni de zile. Domnul Floroiu, dar de ce nu mergeți în numele... Am cerut local, mergeți și anunțați la magazin. Nu știu dacă eu sunt în puternicit și dacă cineva... Și tu, s-ar putea să mă sechirească. Nu le-am luat, domnule, nu le-am luat. Și știți ce zice? Domnule, eu plătesc la primărie parcare și nu plătesc... Și primăria să vină să-și strângă gunoaie. Am zis că dacă nu, dați-mi un loc de la ajutor social și mă duc eu să...